mamă, mamă, ce special am fost! Băi, Maxim, e Maxim! Băi, mamă! Bravo, băi! Hai noroc! Hai noroc! Salutare la toată lumea! Noroc mie și salut vouă! Norocul e la departament seara asta! Bine ați venit pe stream, tat! Bine ați venit pe un stream la 9:30! Belita, te pup, frățioare! Bine ai venit primul pe kick! Respect! Plecăm cu YouTube acum! Luăm YouTube! Uitați-vă ce de oameni aici! 40 de oameni! Nu știu dacă am strâns mâna la 40 de oameni într-o seară! Gheorghe Albici, Timber Tinkers, Venom, Laur Sică, Florea George, Ghinea Lucian, Gabriel Șerban, Loves and Zlatan, Florea George, Adrian Adrian, Gheorghe Albici, iarăși, Marian Ziscapound. Adrian, salutare! Ce faceți, tată? Laza, Gabi, boss, Florea George, Bardu, Paulică, Desagă Daniel, Ciprian Zoicaș, Dani.ro, MVP-ul de aseară de la Păcăniadă, bineînțeles. Salutare, Ornea Gabriel, Superman, Boghi Capa, mabă! Salutare, Florin Tănase, Răzvan C, Borgir, Alina Micăilă. Salutare, bună seara, Kojoski, who's the boss on the internet? Salutare, Cumetre, Andrei, Ștefania Boantă, Cosmin, mă băi! Salutare, Regenu, salutare, Jose Orhan, salutare, Facebook-ul! Mămică! Bă, ce faceți, bă, ce-i cu voi? Bună seara la toată lumea, tată! Late night stream! Late night casino grind! Baftă! Am luat pijama deja, da! Deja l-am pus pijama, am pus cămașa de pijama pe mine, după stream mă trag aici. Salutare, Florinel, Cosmin, salutare, vă pup pe toți, băi oameni buni, bine ați venit, mulțumesc frumos de prezență și bineînțeles, hai să dăm like-uri repede, că, na, atât avem de făcut. Avem Păcăniadă în seara asta, Șucar Steel, și Păcăniadă, membrii au șansă de 10 ori mai mare, și pe YouTube și pe Kick. Ia să băgăm și noi like-uri la prezent, la înaintare aici, că ultimele două live-uri, hândeală să moare Jean, rușine pe like-uri. Rușine și am avut blovele, am avut alea. Ia stai așa să băgăm aici pe ecran să vă dau responsabilitate. E, uite numărul ăsta care apare aici așa. Stai așa, uite ăsta. Trebuie să fie, să mai punem un 0 lângă 50 ăla. Dacă suntem șmecheri, dacă suntem fraieri, facem 499. Hai noroc, salutare. Da, și cu făși probleme. Bă, Venom, ce faci mă frate, te-ai băgat la PUBG Coins. Salutare, mușă.
Ce faceți, mă? Nu. Zi. Una care era profesoara de... Bă, ce-am văzut cu aia? Bă, ce-am văzut mâncava și pilica voastră? Bă, ce-am văzut la Wanted în base game? Niciodată în viața mea n-am luat așa la Wanted în base game. Bă, what the fuck, uai? What the fuck? E, uitați-vă multiplayer-ul, dracu. 3 cu 2 cu 25. E, uitați-vă plată ce-a făcut nenorocitul ăsta cu aia. E, uitați-vă voi puțin ce s-a întâmplat aici. Vreau să mai văd o dată. Dă-te morții, mătii, coaie. Bine, bă! Niciodată în viața mea n-am luat așa ce... Bă, niciodată în viața mea n-am luat o plată atât de mare la început de stream. Bă, dă-te morții, mătii, coaie. Nu e, bă, Mr. Beat ăsta e stricat, mă, vă zic. Bă, e Money Glitch, Mr. Beat-ul e Money Glitch. Mr. Beat are Money Glitch, tătuțule, n-am să... Îmi place! Îmi place! Mamă, 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 900 de bețe se moră viețica mea cu aia. Bă, la mișto așa, bă, la mișto așa, mă, Coios. La cașto așa, mă, ce credeai? Mamă, bravo, bă, bravo, bă, salutare, lejeru, vă pup, fraților. Dă roare pe live, că mulți n-au văzut. Păi am dat-o mai devreme. Am dat-o mai devreme. Dați-mi spate! Incredibil, mă, cu aia. Fantastic, mă, să moară gen. Fantastic. Da, mă, lasă-l dracu de chat, că-și revine. Vine, are lag, botul. Tătempulă, mă. Da, mă, da, avem păcăniadă în seara asta. Avem păcăniadă. Membrii, mă rog, e pentru toată lumea, dar că membrii au șanse de 10 ori mai mare. Dani Roșii cu Anghel Aurențu vin din calificări, Coji e invitat și cam ata. Mă rog, și Casino King, Alex Nick și Mihai Bandache, care au Casino King, membru. Frumos, băi, frumos. Așa a început, ca niciodată. Băi, niciodată. Bă, am bătut recorduri. Luna asta, cel puțin, mi-am bătut recorduri. 100%, tătuțule. N-am putut în viața mea așa. Cu aia, Max Win, în fiecare săptămână, ești nebun la cap. N-am ce să mai zic de aparat. Bă, n-am ce să mai zic de aparate sau de Mr. Beat. Dacă vorbesc că era de Mr. Beat, aș fi scamator. Bine, Alex, dedul drept. Bine, tată. Doamne, me care stai. Hai să dăm like-uri, băi. Hai să aruncăm ligheanele. Nu știu dacă, nu cred că v-am salutat pe toți. Hai, noroc. Uite, Plugariu, Alin, Stefan Dragoș. Oricum nu stau mult în seara asta. Oricum nu stau mult în seara asta, mă, păcăniadă și v-am pupat. Păcănia, deci v-am pupam. Băi, incredibil cu aia. Un base game pe 12 lei. N-are ce să mai facă, îți dai seama. Hai să plecăm. N-are ce să mai fac. La revedere. N-are ce să mai fac. Bă, dă dracu refresh că apare 45.000 acolo. Bă, așa tată. Așa tată, după aia o luăm aiurea. Ce să ne jucăm? Bună, hai să lăsăm un joc aici. Le Bandit. Hai să băgăm Le Bandit. Facem păcănia, dar pe 10 beți. Începem pe 10 beți. Și din 50 în 50 de like-uri luăm o specială pe 50 de milioane, bă, motherfuckerilor. Deci fiți, hai mă, să vă dau de veste. Hai mă, stați așa să vă dau de veste. Boss de boss, să mare boss, boss de boss. Hai să dăm cu șansă dublă de asta așa. Ok, hai. De fapt, nu, mă, nu dă-i așa quick, că e nebunii la cap. Tu-s morții, șuri, mate! Bă, avem sunet la joc? N-avem. Mamă, nici sunet la joc n-avem. Bun, stați așa. Bună seara, CRS. Te pup, frate.
La 150 like-uri specială pe 5.000 lei. 5.000 lei. Da, da, n-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Salutare, Shadow Ștefan. Mă întrebase, ce mă, dacă m-am jucat PUBG, am 2.000 de euro în PUBG, cu aia, 2.500 de euro. 2.500 de euro la PUBG, ești nebun? De ce mă întrebi? Bine, sunt pe două conturi. Andrei Cornea, salutare tuturor, fără nici mai mică diferență. Leo CRR, salut! Hai să dăm drumul la înscriere la păcănia, dăm. Da, hai, pe drag. Bine, o să extrag mai târziu puțin pentru că acum am deja băieții care vin din calificări. Da, facem înscriere, da? Deci, membrii șanse de 10 ori mai mare, da? 10 times, semnul exclamării, păcăniadă, haide. Scrieți, semnul exclamării, păcăniadă în chatul de pe YouTube. Și dau drumul pe Kick imediat, stați așa. La fel și pe Kick, membrii șanse de 450.000 de ori mai mare. Imediat. De 10 ori, enable sub luck. Gata, mă, pe Kick, știți, da? Păcăniada. Jocul pe care vrei. Așa te înscrii la păcăniada pe Kick. Haide, membrii au șanse de... subscriberii pe Kick și cei care au primit gift au șanse de 10 ori mai mari. Miroase am... No, ce dracu, asta a fost. E Milo și Lon și Max Win. Bă, dacă mai au Max Win în seara asta, să moră Jean de nu mâine mai arestează coaie. Bă, dacă în seara asta ai o Max Win, mâine mă arestează pe stradă, mă, vă zic direct. Mă leagă. Să nu fac un ban, să nu mai fac un ban toată viața mea. Cei care cred alte alea că pun mie ăștia pe aici să câștig, e pervers, n-are nicio treabă. N-are nicio treabă de... Eu înțeleg. Și pe mine, eu sunt șocat total, eu n-am pățit în viața mea așa ceva. Dar ce să fac cu aia după atâția ani, de 3 ani de zile de streamuri și alea? Mai primești și așa. Mai primești și așa câștiguri. Că mă scuz de câștiguri, să mă iertați voi. Dar n-are picam niciun buton, că nu există, n-ai cum să faci butoane. N-ai cum să faci butoane. Ce dracu? Crezi că n-am vorbit? La început crezi că nu vorbisem de butoane? Nu există tata așa ceva, ia-ți gândul de la asta. La două win-uri schimbați jocul, da. Păi că mașa ar duce un pic de pijama de bulău. Zi, mă, absorvantule. Nu ieri. Nu ieri. Alalte. La retrotapes. Alalte. Cum ai bat 500 de beții când tu ai 900? Păi am luat acum 400. Păi am luat acum 400. Ce să zic, mă, Vasile? Salutare, Gabi. Ce să zic? Da, mă, da, dacă ăsta e adevărul. Da, mă, subscriberii, cei care, mă rog, care sunt membri pe YouTube, pe Kick, aveți șansa de 10 ori mai mare. Numai pentru toată lumea, bro. Doar că 10, aveți șansa de 10 ori mai mare membri. Vreau să fac ceva important. Ah, să fac bracket. Hai, deschidem ăsta. Da, mă, tot live o să fie păcănia de cumpărăm. Bă, jocuri frumoase, da? Ca aseară. Jocuri talent, ca aseară, vă rog frumos. Că se poate. Bă, în seara asta putem să facem un miliard. Tată, în seara asta doar putem face un miliard, adică simplu, dintr-o specială, dacă vă încordați puțin. Bun, slot battles. Mama, asta e cea mai mare păcănia de pe care o facem vreodată. Zi, balanță. Asta trebuie să ajungă pe internet. Două baiuri. Și începe păcăniada Angel Laurențiu cu Hoarder. Ce joc îți iei, Dani? Cu Dani Ro, vedem ce joc își ia. Ce joc îți iei, Dani? Zic, uiche, ce să zic, mă? Am și eu cumașe de aia de la Rahova, am păstrat o amintire. E bun. Dar ce ai făcut? Am luat un base game la Wanted, 400 de milioane. Mi-a pus 3 VS-uri și un 25x și eu ia-ți bani. Am dat drum la înscriere, da. Bogdan Eftimie, e mersi de bronz. Te pup, mersi de membru. Hai la păcăniadă, tată.
Ai stat pe măciuca cu Dero. Hai noroc, Bercea. Faza asta cu ante trebuie să ajungă pe Casino Ground. Păi dacă mă văd ei. Mental, bine bro. Da mă, da, cel care face... În momentul în care faceți două puncte, puteți să... Puteți să vă schimbați joc. 1500. A, bă, ce căcat. Băi, Laurențiule, unde ești? Ești aici, tată? Anghel Laurențiu. Că vreau să schimbe jocul cu aia. Că hoarderul ăsta e putut cu miza aia. Și la want, la mental n-avem... De fapt, hai mă, doare baton, că nu-i problemă de bani. Nu-i problemă de bani. În seara asta nu-i problemă de bani. În seara asta nu e problemă de bani la noi. Ce să facă sărăcia la argintari? Better, gata. Am băgat și bracketul de păcăniadă. Gata, mă, all set. All set. Ok, stai să vă, să vă notez pe aici, dracu. Că nu vă uit. Mihai Mandache, Alex Nick a zis. Am uitat. Am uitat să mor aici ce joc a zis Alex cu aia. Mi-a lăsat vorbă și am uitat, ești prost. Mai ține cineva minte, mă? Pojo, Volatil Vikings, te piși pe mine. Salut, Ionu Stănase. Salutare, Daniel Banu. Bă, semnesc la mări pe căniadă, tată. E comanda să vă înscrieți. Bună seara, Andreea Gabriela. Spor la bani, mersi. Bă, mai știți, mă, ce joc a vrut Alex? Fa, mă, ce lapsus am cu aia. Nu mai găsesc mesaj. Sau bă, dar cred că-i găsesc. Care badge de Casino King? Da, la, la, la. Uite-l, mă. Dead, dude, mă, tată. Gata, mă, boss. Ai coduri. Da, gata, gata, te-am dat înapoi. Cum merge treaba cu icoane? Este, mai am 100 de milioane și ajung la miliardul în cava și pilica voastră. Cât bani faci tu într-o zi, eu fac în 3 luni. Păi dacă nu e problemă, dă bani, dă bă și mie 100 de euro, că nu mai am ron. Da, mă, îți dau de alea de 100 de euro pe 50. Cât ai tu în balanță, eu fac într-un an. Ce stai, base game, nu? Ah. Le, 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 le. Da, 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 dă-mi bătaie cu păcănia, da, dai. Salutare, m-am înscris și eu dacă mi-ai extras, dai înainte, că nu joc. Păi de ce te mai înscris, mă, frate? Bă, de ce te mai înscris, mă, Coist? Ce câți? Da, mă, suntem înscris 50 până acum. Emil Iulian, salutare cu respect, să trăiască Tudor. Gata, mă, Coșii, te-am pus cu Volatil Vikings. Bă, și după ce o să luăm, după ce o să extragem, după ce o să joace băieții ăștia, ei doi, după aia Mihai Mandache, Alex Nick și Cojo, încep să extrag, da? Asta o să fie păcăniadă de aia nenorocită, vă zic, ar trebui să fie păcăniadă nenorocită. Luăm și speciale mari. În seara asta să cumpără, numai să cumpără speciale. Numai pe cumpărătură suntem. Salutare, Cotoi! Vezi dacă l-ai, îl am sigur. Când te-ai eliberat? Ieri. Hai și cu like-uri, e un demn bun. Ce a zis Donadoni, e de bine, da, e de bine. E de bine. Nu râd. Ce zici, mă, Sergiu Ionuț Stănciu Gaming? Ești în spate cu like-ul, frate meu. Păi și care e premiul? Trebuie să rămână jocul până la sfârșitul serii? A, tu nu știi ce e păcăniada, mă, tată. Bă, păcăniada e un turneu. De fapt, ok, ți-o zic altfel. Păcăniada e un turneu. Bă, deci ți-o zic altfel. Păcăniada e un turneu între membrii și abonați stătuțule, la care dacă ești extras în seara de miercuri, dacă ești extras și câștigi, adică faci cele mai multe puncte, se joacă câștigătorul la masă. Ăla cu cele mai multe puncte joacă, joacă în finală cu ăla care câștigă ultima etapă. E, care câștigă dintre ei doi? Dacă a câștigat miercuri, joacă joi. Dacă câștigă joi,
joacă finala de la sfârșit de lună, unde sunt paysafe-uri, premii la cazinouri, premii. Nu râd, e trist. Bă, eu nu Sergiu Stanciu Gaming, nu înțeleg contextul cu aia, scrii în continuu, dar nu înțeleg ce zici, frate. Salutare, Pascal. Oare să fie și seara asta cu Max Win? Bă, nu știu. Nu, coaie, nu cred că o să fie cu Max Win, că dacă e cu Max Win, mă arestează, v-am zis. Mă arestează pe loc. Zi, bă, șmechere, te prinși odată la PUBG. Bă, nu joc, mă, nu mai joc PUBG. Mă joc Warzone acum. Mă joc cu Warzone. Când mai am timp, un meci, două de Warzone de la. Nu mai joc de mult PUBG. UBG. Deci trebuie să particip toată luna? Nu, frate, nu, trebuie să particip. Da, trebuie să particip toată luna. Dar dacă ai câștigat într-o etapă, joci direct finala, nu mai are rost să joci celelalte etape. Ce faci, băi, Brink? Salut! Poste de calificări. Păi da, mă, că trebuie să joace toată lumea, să băgăm cât mai mult Shadow. Să nu se simtă lumea discriminată, că bă, face doar pentru membri, face pentru alea, știi? De-aia am băgat miercuri. Că dacă o păstram așa cum era înainte pe păcăniadă. Forță, salutare Iliuță, salutare Mădărin Șvarț. Mă, n-auzi, mă bagă pe ele. Florin Bobocel. Primul comentariu al Florin Bobocel de pe Facebook este: mă, n-auzi, mă bagă pe ele. Dăm și o sfoară să le cuvintele la tată, că nu înțeleg nimic. Hai, dai drumul, cuichei. Păi ce să facem? Mai dăm drum, mai răbdare, să vină lumea, să mai dăm like-uri. Păi da. Uite, am intrat să vă câți bani mai ai. Mi-a dat acum 450 de milioane, Brinche. Coai, mi-a dat 450 de milioane wanted în base game. Mi-a dat 3 VS-uri. Ultimul 25x. Bă, 450 de milioane, ești nebun. Bă, n-am nenorocit Mr. Bitu să moară jandem, l-am arestat. Elena Buian, bună seara. În seara asta extragi 30 maxim. Nu, cu metri, luăm, nu știu cum să zic. Bă, ia vezi, bă, upgrade la super bonus. Ia vezi, mă, upgrade la super bonus. Iertați și mi upgrade-ul ăsta la super bonus. Și vezi că arată bine. Frumos cu ăsta lângă el aici. Nu sunt drinky drink, sunt drinky bring. Mamă, ia vezi ce nepiștii, băi. Ce nepiștii pe chat să moară Jean. Ce faceți, bă, frații mei? Ce mail de la milion? Că se închide sau ce? Ce mail? Ați văzut că se închide Sporting Bet? Hai, bă! Ce flop să mor! Bem o bere mâine seara la Buzău. Sunt la București, bro. Ce să fac la Buzău? A, vin, da, să beau o bere cu tine și mă întorc. Vin, meriți să fac asta. Dar nu acum. Oare să-ți cumperi un BMW X5? Un Mercedes X5. Saltare Rizescu, saltare Ionuț. Hai, noroc, nu se văd spinurile ca ieri. Și unde mă să mă pun mâncava și pilica? Mă bag aici. Nu mai jucat nici dreacu pe Sporting Bet. Au dat faliment oamenii. Au dus la gârlă. Salutare, Dragoș, te pup. La ce mesaj te referi, Pauric? Devin un fel de Delia. Când vrei să joci pe un cozină, întâi îl cumperi. Ia vezi mâncava și. Ia vezi coaie. E pentru toată lumea păcănia, da. Dar membrii au șanse de 10 ori mai mari. Ia vezi, mă, tăticule, mă. Dacă și cazinourile intră în faliment. Păi, care ar să fie motiv? Păi și de ce să plece un cazino de pe piață? Păcădelia! Păcădelia! Nu sunt drinky drink, sunt drinky brink. A făcut unul pe 1.700.000 de ron din depunere de 950. La ce joc? Mamă, uitați-vă specială, super bonus de 1.000.000, bă. Salutare, Alin! A plecat din România, n-a dat faliment. A plecat din România, ok. Cel mai mare cazino, cam Superbet-ul, da. Cam Superbet-ul.
La mai multe GT-uri. Să moară Jean. Să moară Jeanel. Mersi de follow, Sandra Alez. Frate, chicu e ăsta, mă. Stați așa. Kiku e alternativa Twitch-ului. Mă rog, mie îmi place mai mult Kiku. E platformă mai de degenerație, așa poți face mai multe chestii pe aia. Ăla-i Kiku. Ce nebun! Vine să ia niște tafta din aia, de la obor. La EGT-uri și la Games Bonanza a luat la 7 miliarde. Mă, să vă orăgie. Să vă orăgie. Bravo, norocos. Hello. Salut. Norocos, mă, ce să zic. Eu am făcut 700 de milioane pe Fortuna și nu prea pot. Du-te, bă, de nebun. Unde ai făcut, mă, tu 700 de milioane pe Fortuna? Ați început cu d-astea acum? Vine să ia niște pastra, mă. Are un șpriț duminică cu Luci. Eu mă joc cu banii, dă-i amor dușmanii, lumea e invidioasă. Pune bă pe Discord, nu mai dați mă pe Instagram câștiguri. Salutare Daniel, bă, Wanted-ul e viața mea, e feblețea mea, mă, tot timpul. Îl înjur așa, prietenește, ca și cum înjur un tovarăș. Bună seara, Games. Bă, la Betano, dintre Superbet și Mr. Beat, Betano e net inferior pentru mine la câștiguri. Da, la interfață, la retrageri, la depuneri, la cum se mișcă, cum se mișcă jocurile și jackpot-uri. N-ai, e după Superbet din punctul meu de vedere. Deși, pe primul loc mi s-ar părea Betano, dar cifrele zic altceva. Dacă vorbim fără cifre, din punct de vedere așa personal, subiectiv, Betano e la mine. Top casino. Și poate după aia vine Netbet, Superbet-ul e târziu. Ia vezi aici. Ia vezi aici Lișa. Bă, dăm drumul la... Dar nu e Angela Orenți, mă, ăla n-a fost nici aseară, nu-i nici acum. Ai dă-n kick, să moară Jean, nu-i dau kick. Cu Vasile Satana, cică. Hai să-i mărim beta odată. 100 de spinuri. Ce, mă? Calm, vine seara, e de terasă, bem 5-6-7B, râde, haha. N-am cum să vin, mă, Brink. N-am cum să vin, că nu putem să o lăsăm pe bunic să de singur aici, că nu-i indicat. Sunt prins, mă, sunt prins. Vorbește cu un avocat. Vorbesc acum, uite-l. Tocmai cu el vorbeam. Betano e top la pariuri, singur site unde poți face bet builder. Cum o să fie singur? Hei! Mamă, e cooking pe bune, mâncavaș.
Bine, mă. Bine, băi. Ia de cartea aia, pam. Te le arăt la șmecherești. Te le arăt șmecherești. Vezi că l-am avut putea să mergi ceva. Dă în coace. Da, du cartea în coace. Și le dădea în alt. Adu cartea în coace. La 4 și 3 ani încă le dădea la prefrau. Ce primul dacă nu știu, ei nu știu. Și mi-a zis bine că mi-a simțit nu, nora mea, că de când de zicem așa. Și zice, dar eu vrea ea, ți-l dai obligă să mănânce. Și zic, super, zice că nu-i bun deloc pentru ei. Și zic, spuneți așa că v-a zis un doctor, că ați luat un pediatru cu mașina și v-a zis că nu-i bun, asta nu mai da, ci că așa zic, ești deșteaptă. Ești deșteaptă și te lași de la operă să mor. Vă dați-ne avocați, nu mai sunteți băieți. Da, m-am rezolvat-o și cu drumul. Am rezolvat-o și cu drumul. Mă aduce Fulgheș Viorel cu aie. Beau muși prins cu frații mei și mă aduce înapoi. Păi da. Bă, luni sunt 30 de grade. Murim. În iulie murim. Nu cred că sunteți pregătiți să vedeți asta. Da, mă, că oricum nu interesează, așa la Caterinca, că oricum nu-i pasă nimănui, îți dai seama. Nu-i Caterinca. Le dau un exemplu între asta și următoarea pe care o să vă arăt. Bă, la mine în casă știți că e cu cărții, cu dalea. E șmecheră. Asta e șmecherită. Fii atent, fratele meu. Bă, se numește protocoale pentru vindecarea creierului, cure de detoxifiere, rețete terapeutice pentru tulburări neurologice, autoimune și mentale, da? Adică toate bolile pe care le poate avea un om și nu pot fi vindecate, nu mă refer doar la cele grave. Găsiți aici ce am mâncat, v-aș pula voastră, ce să mâncați. Fii atent. Lasă-mă, că care vrea să mă întrebe să mă caute pe Revolut. Stai așa, uite, vă dau un exemplu. Hitere, ți-am găsit și afecțiunea ta cu ți uit un ureche. Îți dau cuvântul meu de onoare dacă vrei lua Odeta să-ți dea prin screen din pagină să-mi zici. Apropo, 50 de lei. Ăsta e nouul meu content de TikTok, îi învăț pe oameni. 50 de lei. Stai mă să revedau ceva mai comun, așa. Vezi că e meta card. Aici ai găsit... Puțin. Că nu-l interesează. Caterin, că gen. Nu interesează pe nimeni, îți dai seama. A, pe Hitel. Odeta și-a luat-o pentru aia, mă. Odeta și-a luat-o pentru aia, nevrită pentru... optică. Pentru nevrită optică, că nu se pune bine pe picioare. Cu toate medicamentele date de doctori, la care tocmai au să renunț. Uite, pula mea, ce să le zic cu aia? Nu știu, mă, care aveți ciatică, mă? Uite, aveți ciatică, aveți senzația de arsură în interiorul gurii, senzația de arsură la nivelul pielii. Băi, forță rău. Păi ceva mai comun așa, stai așa. Spasme, nu cred că are nimeni. Uite, te îngâtită de asta, am înțeles că aveți mulți. Te îngâtită. Tristețe, uite. Tristețe, adică simți tristețe în suflet. Tulburare bipolară. Băi, tare rău de tot doctorul ăsta. Mă rog. Păi stai, mă, nu le citim niciun. Ce să le citesc, mă, că nu mai stăm să le citim. Nu, mă, doar un protocol rapid, uite. Pe... Da, mă, și zice ce... Bă, e... Problema e cu inflamația, mă, și mănânci morții. N-are rău să vorbim aici, că după aia o dăm în altele. Și ți uite, deja repar tot așa. Bravo, bravo, Hitere, de aia ți-am zis că, na, tu știi ce zic eu aici. Tu știi, eu știu ce zici și na. Dacă ar ști mai multă lume ce zice noi aici, nu, n-ar mai băga atât de mulți bani la medicamente degeaba. Lua de te-a dat medicamente de alea cu aia, rău, tare de tot. Cu steroizi, cu slobos, să-i bată, nu s-a întâmplat nimic bun. Hai să schimbăm de aici. Doar am spart un aparat de putere la mor. Nu s-a întâmplat nimic bun. Și acum îi dăm așa. Hai să mișcăm Denșo. Ceva de sărăcie pentru... Nu, n-avem. Salutare, Răzvane, te pup. Pentru lipsa acută de cașcaval. Ceva leac pentru datorii. Pentru artrită la buzunare. Nu, nu, nu. Cum e ce, mă? Cine e doctorul? Anthony William. Medium medical. 2 milioane cu cartea asta, să mă orăgeam. Ai grijă de aia. Bun, și acum să le zicem băieților. Am multe. Nu știu dacă v-am arătat-o vreodată. Cred că am uitat. Stai așa, să văd dacă o găsesc. Carte de pariuri, de pariuri. Ne va cu pariuri. Am cărți. O dăm cu toate alea. Ce aveți? Stai să punem, să nu facem reclamă la fraieri. Nu mai e cu reclamă. Pariuri sportive fără secrete, mânca vași cu aile. De ziceți. El nu câștigă niciodată. De ziceți. Aia sau asta. Ziceți, mânca. Bă, am 20 de cărți de astea în casă. Le-am primit acum mult timp cadou, 20, că se mai dau băieților. Fii atent. Fii atent. Lasă-mă pe asta, numai, că nu ne mai interesează aia.
Uite, stai mă, termină o de lasă că nu interesează. Ai văzut că s-a făcut Caterin, că lasă-i pe ăștia că-s ignoranți. Asta cu pariurile interesează, păi. Avem așa, despre cartea pariuri sportive. Cine pariază? Se poate trăi din pariuri sportive? Ce sunt pariurile sportive? Tipuri de pariuri, tipuri de pariuri de fotbal, tenis, handbal, basket, hockey, pulmă. Modalități de pariere, betting exchange, handicapuri asiatice, pariuri live, pariuri combo. Vreți că vă dau. Păi și nu ești... E, pula, ce dracu cu asta? Citesc cărți de pariuri, m-am drogat. 8 tipuri de pariuri, eu. Tipuri de pariuri, uite-mi carte, care vreți să-mi scrieți. Am o grămadă, să veniți să le luați. Să veniți să le luați, tat. Am cărți și cu pariat, și cu aleși. Ăla vine ca traves grădina lui Cuiche. Bă, m-am uitat puțin prin ea și achitere, dar are niște chestii, azi două, are o perspectivă în plus. Dar da, vinde castraveți grădinarului. Și nu știu cine e, Marius Cădar. Ula mea. Această carte, uite, această carte nu promută o formulă magică de îmbogățire peste noapte, ci vine în sprijinul pariorului care doresc să câștige mai mult, mai inteligent și mai sigur. Cât vrei pe ea? 2 lei. 2 lei, plătești transport. Salutare, Dan. Bă, nebunule, dacă citești cartea asta, când te joci la pariuri, poți să spui că te joci la pariuri ca la carte. Bună, bună, bună rău. Bună rău gluma. Bună rău gluma. Bună seara, Sergiu Pop. Bank holiday mâine. Salutare, Mihai. Ce înseamnă bank holiday mâine? Ce e bank holiday? Această carte e scrisă să mai faci niște bani de pariuri. Ceva cu schemă Ponzi, n-ai? Poate o scrie aici. Scrie. Opa, superb bonus. Pe ce miză e? E 12 lei, nu? Zice mie când eu văd primul casă atenția la să de pariuri clandestine la o babă. A dat de ele târziu ăsta în carte hitere. Te pup, Ionut, salutare. Bank holiday in UK, cum e la noi, liber de 1 mai. O zi liberă de la stat în UK. A, ce să zic, distracție plăcută atunci, că presupun că plecați la grătare. Nu? Cum e vremea în UK? Cum e vremea în regat? Salutare, Jamaica. Deci 1 mai, cum ar veni mâine la ea, a? Mamă, băi, potential asta, băi, dar trebuie să le pună. Mamă, un spin. Aoleu. Aici, dar ale... Nu leagă nimic. N-a, nici nu o ridică. Slabă. Hai cu păcănia dacă mete, că am un tren la fără un sfert. Trebuie să prinzi nehoiașul la 11. Salutare dintr-o viață mai bună. E din cauza că e Paștele, duminică. Și englezii au Paște. Și englezii au Paște coaie. Ca ți-ai pelica ta. Ok, Paștele, ok. Ce pălâmă grătare, mă, că să mor de n-a venit taifunul afară, plouă. De fapt, ce dracu să v-am întrebat ce vreme în Anglia? Plouă, nu? Ce se întâmplă? Bă, ce aiurea e că plouă. Vrei să dăm drumul la păcăniadă, mă? Hai, mă, să dăm drumul la păcăniadă. Ce pălâmă. Ce pălâmă. Nu vine, nu e la Anghel Laurențiu. Aia e aiurea. Aiurea, da, na, ce să facem, îl jucăm, haide-m! Bă, declar păcăniada deschisă, stați așa să schimbăm astea pe aici, imagine, că să mișcă astea. Să mișcă astea cu mine. Dă-i așa, mă, stai să-i dăm puțin blur, că nu prea-mi place. Stai să-i dau puțin blur la background-ul ăsta. Iertați-i și mie blur-ul ăsta, băi. Nici așa, nu-ți mai vede nimic după aia. Ete cam așa puțin, la fentă, mă, la fentă. Bun, mă, hai! Quarter Anghel Laurențiu versus Mental. Quarter, mă, baftă tătucilor, baftă băieți. Să mă cac pe bank holiday-ul, că uite așa stau eu de două zile de acasă și nu încasez nimic. Paștele catolic, cum știu străinii, Paștele unguresc, cum știu românii. Bă, panarame, mai sunteți? Gata, tata, dăm drumul la păcăniadă. O facem, ăsta e 1500 baiu și lamentele 2000. Baft. Păcăliada. Păcăliada, hai la păcăliadă. Bă, nu prea e păcăliadă. Coai, la ce am făcut cu Mr. Beat ăsta în ultimele două săptămâni,
Să moare Jean. Eu înțeleg gurile rele. Îi înțeleg pe aia care vorbesc aiurea. Dar nu e real. Nu e ce ziceți voi, că apăs eu pe butoane și că îmi pune mie cazinul Max Win-uri. E... sunt aberați. Că aș făcut-o mai des. Cu siguranță. Mie mi-e rușine să mai particip la performanță. Am avut aseară. Ce joc. Panara mai fost și panara mai să băuci. Anul ăsta vă opresc o treplă neagră, roșie, rom. 100% grătăre la umbrelă. Bravo, mă, băieți. Bravo, bă, diaspora. Bravo, mă, diaspora. Bravo. Acasă nu mai veniți și voi. Ați luat străinătățile alea să moară. Veniți, bă, acasă, bă, că... problemă mare, n-ați duce pe acolo. Coaie. Veniți, bă, acasă, bă, că să fac bani și acasă. Bă, curier, poți să fii și acasă, frate. Mai ales că voi ați stat acolo, ați învățat limba. Te presupunem că ați învățat limba. Vă angajați de acasă, bă, frații mei. Coaie, sora mea muncește de acasă doar pentru că știe limba olandeză și se uită la seriale toată ziua. Și voi care ați muncit pe acolo și știți ce înseamnă munca, cred că v-ar fi mult mai ușor să găsiți pe aici. Zic și eu acum, nu permit eu să-mi dau sfaturi. Dacă când vă văd pe acolo, când mai văd, bă, românași pe TikTok pe acolo care se plâng de muncă, mi se rupe sufletul de ei așa, mă, să mor eu. Veniți acasă, nu mai stați despărțiți. Veniți, bă, acasă, să murim de foame împreună. Bă, dacă aveți afaceri și de asta e greu să veniți acasă, dar dacă ești doar așa, te-ai lipit undeva, părerea mea e că na. Asta zic și lui... asta le zic și părinților lui Odet, mă, și lui mătușa. Băi, mătușa știe greacă, știe franceză, ești nebun la cap. Păi bă, cu greacă și cu franceză lucrezi de acasă la call center de la de te doare la pizdă. Așa am zis. Îți depui un CV, te bagă la un interviu, din ăla îți dă un calculator, treci mă la muncă. Și stai la calculator, răspunzi la telefon de la calculator. Și stai și tu cu familia, mai speli un vas, mai ale. Că nu știe cu calculatorul. Dă-le, Doamne, iartă-mă cât le înveți. În 2 ani mă repatriez și eu. Foarte bine, foarte bine. Să dați un telefon când veniți acasă. E cam... opa! E cam greu să vii din civilizație în junglă. Bă, la ursică, asta cu civilizația... bă, românii în străinătate nu-s civilizați, bro. Mare parte din ei, 90% din ei. Se poartă ca niște români în civilizație. În... da, se poartă ca niște români. Cu tot respectul, Doamne ferește, dar ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul, n-ai să zici. Adică îl miroși pe românași și în Occident de la de peste stradă. Evident, nu toți, nu toți, dar mare parte, da. Tu crezi că mulți s-au dus acolo că le place prea mult civilizația? Au plecat de foame, mă. Nu s-au dus să vadă civilizația. Ce civilizație, mă, mie nu-mi place să fiu civilizat. Ce civilizați? Mie nu-mi place să fiu civilizat. Ce panaram. Ce faci, mă, bărbos? Hopa, 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 da. La, 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 la. Bărbosule, umil duci. Andreea Sem, salutare. Bună. Bună, bună, rău, tare de tot, bravo. Dar uite, bă, vezi ce aiurea că nu e Anghel Laurențiu aici. Băi, Anghel Laurențiu, îți dau galben, mă, să moară Jean. Ia uite, plat. Uite, plat. Epa, 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 epa. Bine, mental, poate să facă plata asta pe 2 lei. Uite așa. Mi-am luat niște kilosuri și nu m-aș iau pipi aia. Bă, mi se pare corect că el, nu, e mă Venom, nu, e mă cu Anghel Laurențiu, nu putem să facem așa, mă, că e brigada noastră aici, am. 4308. Bună plată. Bravo. Bravo, bravo. Profit. Plecăm cu profit de aici. Și merge mentalul. Mai extras? Nu, mă, nu. Nu, mă, nu. Păi și eu am stat în UK 8 ani, dar mai bine acasă, mai diferit, dar mai bine am sunt perspectiva altora. Și cam și așa e, poate într-o zi ajunge și noi măcar la mentalitate ca în Occident. Să sperăm. Să sperăm, dar nu cred. Vă răspărare, bradere, dar mental nu mai face plată și aici de luni, cel puțin. Hai să vedem. De ce, mă, că te-a scos pe tine de la păcănia de aseară, a? Hai să vedem dacă faci. Când aud de mental deschid TikTok. Păi vezi că a făcut bani mulți aseară.
Hai mă, că nu mai e nici la noi atât de rău cum era prin 2010. Hai, echilibra, balanțam. Da, așa e. Nu pot, că n-am telefonul la mine, băi, cu metru. Pierd chat-ul. Bă, la 150 de like-uri, rămân specială pe 50 de milioane, mă, nu. E la șpriț, hai să bași pe altul. Așa a zis? N-am ce să mai fac, aia, îi dăm așa. Îi dăm așa, opa! Opa, oprea, 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 oprea! Ăsta e script de Max Win, știți, nu? Oprea! Aoleu, aoleu, aoleu. Aoleu, 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 mamă, 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 nici vreau să-mi imaginez, mâncați așa. Aoleu, 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 dar nu cred că și-a dat banii deja. Nu prea văd cum ar putea să fac. Nu-l văd, nu-l văd, nu-l văd. Ne dă tiz, cu siguranță ne dă tiz-ul. Cu siguranță ne dă tiz. Hai să-l bat pe pacă, e, Sanchi. Nu mai avem cum acum. Da, așa face. Oricum e bună plata. Bună, profit. E profit, e profit, e profit. Nu, dacă pune fata. Da, dar nu pune, frate. Crezi că e prima oară când pățesc așa ceva? Ia uitați-vă, bă. Da, mă, nu e easy, mă. E easy, frate, mi-e easy. Adică mentalul când face așa nu ți-o pune, că știe că-ți dă max win. 3600 de lei. Oricum, GG's. Bă, mi-a făcut tease așa, mi-a pus două simboluri de 999, frate, mi-și mai aveam 9 spin. Da, ăsta-i jocul. Dameș. Bă, Gameș! Bă, Gameș! Mă duc să-mi pun și eu ceva în paharul ăsta, mă. Aș pune mâna pe tine! Ba la mai la bol! Guys, guys, suntem mult peste... Guys, suntem mult peste națiile din Occident, cred. Ca și gândire, am lucrat ani de zile cu americani, britanici. Ai o părere foarte bună despre român, Gabriele. Eu nu sunt genul. Mie place țara mult, dar oamenii nu prea. Nu sunt genul la care să dau cald de românilor că sunt mari deștepți și mari inteligenți, că nu m-am demonstrat. Papaya! N-am demonstrat, frate. Let's go! Adică ultimul român care a demonstrat, nu știu, cred că au, 100 de ani, cam ceva de genul așa. 100 de ani, 150 de ani, nu? Ăia care au demonstrat. Ăștia, noi suntem români. Beliți! Uite, beau tărie în loc de Pepsi. Sau o bere. Dar de unde știi că beau Pepsi? Beau Pepsi îndoit cu vin. Roșu chiar. Care face mare ca altaboș. Bercea, mulțumesc de membru, frate, mi te pup. Mersi, mersi. Bă, și cu ocazia asta îl lăsăm pe... îl lăsăm pe Angela Orențiu la grătărel, nu? Ia, trebuie să băgăm varul.
0.59. Ai pierdut, bă. Ai pierdut, mă, frate mi. Bă, incredibil cu aia. 0.59 la 0.21. La 1.21, pardon. 1.59, 1.21. Ai pierdut, Dani. GG's. Asta e. Acum vine Alex Nick în locul lui Dani. Cu Dead Dude. L-a bătut, mă. Uitați-vă, bă, nebunul ăla la grătar și bate pe ăștia pe la păcănia de pe aici. Păi da! Aiurea! Quarter. Bă, nu suntem slab dezvoltat așa, măriți cum suntem, dacă mentalitatea ne duce aproape pe toți capul mai bine decât pe germani sau pe alte nații. De ce crezi tu, mă, la Zaza, că pe noi ne duce capul mai mult? Că ne... Da, avem o... avem calități în plus față de ei, așa e. Așa e. Cam știu să trăim cu puțin, că am... știm să facem sărăcia, dar avem multe alte defecte care nu contează. Da, așa e, exact, bravo, da. Știm să supraviețuim noi, mai bine decât englezii sau ce ai zis tu acolo. Dar asta nu ne face mai bun decât ei. Suntem leneși, suntem... Avem mulți contrapatoriți care fac cinste țării. Băi, Gabriele, pentru mine compatrioții care fac cinste țări în străinătate, pentru mine sunt egal cu zero. Dacă e șmecher, vin să facem pula mea, România șmecher. Și acum o să ziceți, băi, că nu știu ce salarii, că de-alea. Aie! Să fac bani de ceva timp. Tinerii, da, da, te pup cap, e așa, e dreptate. Da, voi, generația asta voastră, sunteți niște... sunteți o generație deșteaptă, inteligentă, așa e, așa e. Da, bine, și voi aveți problemele voastre. Și voi aveți problemele voastre, vă plac substanțele. Bine, nu zic de tine, neapărat. De, înțelegi ce vreau zic. E prăjeala mai mare, și pe acolo. Vezi ce o să fie mult mai sigure ca și cele vestice. Să sperăm, Dragoș, asta mă bucură cel mai mult pe mine. Ce faci cu ochiul la noi, ce ai face, te lovești de sistem, așa e, frate. Da, așa e, așa e, așa e, așa e. Mamă, uitați-vă ce face ăsta. Da, mă, bărbosule, let's get it! Let's get it, toată viața mea, buen amigo! Și pe beți. 1960. 1960. A doua. Bă, stai mă să notăm pe Angel Laurențiu aici, mâncați. Angel Laurențiu. Laurențiu are un punct. Laurențiu. Sunt o grămadă de fonduri europene rambursabile ale acestea. Băi, știți ce e asta, nu? Băi, știți ce e asta, da? Băi, asta e specială de un miliard. Tata, asta e specială de un miliard, da? Nu se poate, băi. Dar cum nu se poate? Băi, uitați-mă specială ce încep de la Harder, tătuțule! Haide! Bă, vreau top simbol în față! Bă, atenție specială, fiți atenți! Atenție specială ce începe aici, pentru cei care nu știu! Ia atenție! Asta poate să fie Max Win, adică e cu siguranță Max... adică ar fi script de Max Win. Ce asta, asta, mă? Da, mă, hai, dă-i! Wasteland a făcut animația, niciodată n-am prins-o de la început. Haide! Haide! E... poate să fie 300 de milioane special asta, 700x, speznat, speznat, bagă-l, 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 aia zic. Aia zic. Până capăt. Ia, atenție doar. Atenție doar. Doar atenție, doar atenție. Și sunt și mai sunt și spinuri. Îl dă până nu mai dă, mă. Speznați, bagă-l, bagă-l, bagă-l. Așa.
Până capăt, până capăt, până capăt, până capăt, până capăt. Băi! Nu-i moartă, cum să fie moartă? Bă, n-are cum, bă, n-are cum să facă sărăcie. N-are cum să fie scamator. Bă, miliardul mi-l face. Top simbolul e ce trebuie. Top simbolul mă trebuie, am nevoie de top simbol. Bă, n-are cum, dă-te-n pizda, măsi. 409, nu, asta nu-i foc. Nu-i foc, nu, trebuie să, nu mai legal, lasă-l, lasă-l de ales. Nu-i foc, nu-i foc, nu-i foc, nu-i foc. Bă, putea să facă Max Win asta. Că faci. A, uite acum, uite acum. Uite acum, uite acum, uite acum. Spesnați. Spesnați aici. Ce bani, 25 de bețe, nu? 25? 13 milioane. Bă, bravo. Putea să facă Max Win, mă, zdreanța. Putea să facă Max Win, pișamaș pe el. Bravo, băi! Bravo, băi, Quarter! Bravo, băi, Mr. Bitule! Bravo, bă, tată, băi! Bă, mi-e rău, mi se face rău, băi! Bă, mi se face rău de la stomac să moară gear! Bravo, tătuțule! Bine-s! Bine-s! Bă, le-am terminat, vă zic! Vă zic, cine e șeful pe internet? Bă, cine e șeful pe internet să moară gear? Cine e șeful pe internet? Ce putea să facă special asta? Ce putea să facă special asta? Bă, gar! Putea să facă 200 de beți. Putea să facă 200 de beți. N-a vrut să facă miliard, încă 2 de milioane, pișamași pe ei. Dar lasă că face dedul de acum, băi. Bravo, 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 mamă, ce nebunie la aparate, coaie. Ce demență la aparat. Nesătulu. Ce până încă 100 de beți. Fac un la Mr. Beat și mă fac jucător profesionist. Dă-i drumul la brațe hite. Dă-i drumul la brațe hite, decât rablele alea pe care le-ai jucat până acum. Give a try. Give a try. Cine-i mă șeful pe internet? Cine-i mă șeful pe internet? 1500 a zis pe cea la mare, cea din dreapta, ai zis Alex, nu? Te bate Harder, Alex, ce-ți faci? Am luat jumătate de Max Win. Max Win a fost 204 de milioane, frate, de unde miliardul? Bă, frate, miliardul în balanță. Miliardul în balanță, mă, frățiorul meu. Păi tu te iei cu mini! Mr. Bitule, tu te iei cu mini! Da, frate, da, am dat și pe kick drumul ăla pe căniadă. În capul meu nu se mai poate să mă întorc. Ai copii, probabil, la școală, Mihai, nu? Bă, de aici trebuie să fac, exact, exact. Dacă vă, bă, dacă vreți să câștigați ca mine, la Mr. Beat vă faceți cont pe link-ul ăla, mă, nebunilor. Și tu te iei cu mini. Nu prea cred că poate să-l bată. Da, mă, după aia intră Kojo. După aia intră Kojo aici. Volatil Vikings și după aia începem să tragem. Să extragem cu botul, da? Și când o să vină, dacă îl vedeți pe Mihai Mandache în chat, să-mi ziceți, da? Că el e Casino King și trebuie să intre la păcăniadă. Adică are membru la cel mai mare. Incredibil, să mor. Sunt în formă, mă. Sunt în formă. La 150 de like-uri iau specială pe 50 de beți. Unu, patru, cinci, șapte, notăm și mergem mai departe. Bă, Alex, bă, dar ce soartă ai și tu, mă, bro. 1-5-2-1, pardon. Bă, tine te-au scos numai plus de-astea mari, așa. La 200 de like-uri zici, Răzvan? Te zici că la 200 de like-uri să mă specială pe 50 de beți. Merge. E potențial de 200 de like-uri, da, așa e, așa e. Așa e, haide. Hai să vedem. E potențial de 200 de like-uri dacă nu s-ar mai lenevi. Tu ai zis Volatil Vikings, mă, Cometre?
Băi, oameni buni, nu mai întrebați pe Instagram din 5 în 5 minute când intră spinurile, pentru că eu vă zic pe live, cred că de cel puțin 10 ori, băi. Mâine o să vă intre în cont, vineri. La 48 de ore și la unul e 48 de ore și la unul e vineri, dar 48 de ore de aseară sunt mâine, nu? Fiți și voi mai atenți, mă, pe live, vă rog eu frumos, la giveaway-uri, la de-astea, bă, că ne consumăm energia, iurea. Tu stai și aștepți. Când intră, că mai jucam frige buza. Ce faci, mă, ai găsit ce trebuie să-i dai lui bunica ta? Ce, frate? Descrie pentru bătrânirea creierului, pentru atrofia creierului. Tu ce? Păi chiar are, să preveniți că atrofia creierului, ok? Și mie, da. Ce trebuie? Trebuie să bea, să mănânci spirulină, ors verde, B12, glicinate, magneziu, ceva de genul. Și printre ele am găsit ceva foarte tare, se numește PV5, ceva de genul, vă zic imediat. Și zic, bă, ce e ăsta? Un supliment, un neurotransmițător. Cum îl cheamă pe ăla din Breaking Bad, mă? Să fie ceva și caut puțin despre el și văd comentarii de la oameni. Și că nu pot să cred, am găsit că doar îl testez și nu știu ce, mi-a schimbat complet viața. În sfârșit, nu mai înceață în creier, știi? Da. Și am zis, a, ok, deci oamenii chiar trăiesc, adică au rezultate chestiile astea. Bun, Angel Laurențiu face puncte, Alex, mersi de joc, brandere, ce să zic? Ce să zic, te-a dat cu tine de pământ. GG's. Volatil Vikings. Heisenberg, mă, da, Odette Heisenberg. Bun, rămâne la Hoarder, care ne obligă să cumpărăm speciale pe 1500. Bă, sunt la păcănia dacă mă Odette. 5HTP se numește. HTTP. 5HTP. Ce? EPA și DHA. EPA, și EPA, dacă îți place heroina, că la noi în Colentina ți-ar interzice și aspirina. Miu Alexandru, ce drag faci? Bun, hai să vedem ce face Hoarder în continuare. Bă, Coaie, în cartea aia scrie remediu natural pentru... nu mai știu exprimarea. Remediu natural pentru... să ieși dintr-un trip de ayahuasca, mă. Vă dați seama? Adică poți să ai probleme, gen, și dacă faceți ce ăla, dispare ăștia, că mai faceți de-astea pe aici. Da, mai tot, ai toate afecțiunile, pe bune zic. Păi tare cartea, pe bune zic, pe bune, pe bune. Adică e o informație în plus față de ce știm și de ce nu. De ce nu? Stau pe spate, am la sala cu 23 ani, am intrat la armată, aștept traseul. Ce faci la armată, miule? Te-a făcut general, e? General post-mortem, Doamne ferește, era o glumă. Auzi, dar general post-mortem e mai mare decât colonel major? Nu e mai mare, e mai împrăștiat. Mă întreabă nevasta ce învăț de la cricket, mă duc la ea acum. Du-te, frate, și zi. Da, frate, du-te și zi. Mecanic? Mecanic în armată? Ce dragă, repar tancuri, e? Este seritonină, cea mai bună este de la Jim Beam. Nu mai e aici. Nu mai e aici, o să-i zic. Păi da, dar nu e artificială? Repară baionete. Repară tancuri, face șenile de tancuri. Cuchi, eu cred că tu ai vorbit cu apa. Repară grenade. Zi-mă, miule, fără Caterin. E bun, mă, cu metri bun. E bun rău. Poate să fie bun. Orice joc e bun în zilele noastre, nu vezi ce se întâmplă pe aici. 1-1-3-4 face Hoarder. 1-1-3-4. Bă, fiți atenți de nu câștiga Angel Laurențiu pe Căniada și el la șpriț, să vedeți. Bă, bun. Ok. Primul care se pregătește de pe YouTube să intre la păcăniadă este Ionuț Florin. Ionuț Florin, zi-mi joc, frate. Mamă, ce special am fost la asta, nu vine să cred, nu, coaie. Parcă-mi pare rău așa de este min.
Adică nu te întâlnești cu asta de două ori în viață. Într-adevăr, ți-o face, dar îți face upgrade și maxim 4 spin-uri poate prins. Asta a fost toată. Mecanic taică fragment pe acolo, au numai dastere noi, nu prea cred că le dă pe mâna noastră. A, bine, mă. Bine, mă, frate. Da, mă, de 10 ori Cortex. Bine, mă, nebun, deci dacă îți vine vreo problemă mare, ce faci? Dacă îți vine vreun duster de la stricat, ce dracu faci? Te uiți la el, te pricepi la ceva sau te duci la vrăjeală? Te-a băgat cineva, hă? Dastere. Mai bezi, mai place băutura? Miu Alexandru. Numai nebun, bă, și pe aici. Da, pula, plec din mai 10 săptămâni instrucție. Am înțeles, te învață să faci meserie, nu? Bravo, tata, ce să zic? Baftă. Baftă, miule. Te învață care, știi tu măcar care e cheia de 14, care e cheia franceză? Știi tu măcar astea, le știi, nu? Uite-l pe Anghel Laurențu. Bă, ce faci, mă, nebunule? Vezi că ești aici la joc. Ai făcut frumos rău tare de tot, ai două puncte. Da, stere, dar ce să facă dacă îi vin stricate? Ia să rămâi patentul și a ei. Corect. Cum era vorba aia, unde poți să-i pui... Nu știu ce, e păcat să-i pui altceva. Salutări, Bogdan. Era o vorbă bună. O, 557. S-ar putea să te duci înapoi la grătar. Volatil Viking, ia să te văd Koji. Ia să te văd Koji. Ce știe să facă Volatil Viking. Da, mă, e bun joc, pe bune. E bun. Am mai făcut, adică are potențial de să facă bani mulți. Aruncă multiplayer mari. Unde pui sârmă e păcat, pui șurub, exact. Da. Bună, bună vorbă. Românească 100%. Asta cred că te învață pe tine acolo, miule. Haide, mă, cum e trebuie să te văd. Ești versus cu mătru, mă, da. Trebuie la țară cu nu sunt ca ăștia de aici să facă doar mișto. Lasă, bă, ăla, și ce, bă, dacă face mișto? Stai să glumi și noi că suntem băieți. Lasă, tu fă-ți talentul, tu fă-ți treaba acolo. Tu fă-ți talentele tale acolo. E păcănia, da. 10x pe 0 lei. Pe 12. Zrainul. Ești slăban cu două puncte, hă? Bă, vezi că a făcut cea mai mare specială din prima. Jocul tău. Mi-a dat speciala toate sus. Speciala mare cu toate sus. Îți dai seama? Ai văzut vreodată în viața ta așa ceva? Bă, haide că se poate. Hai că se poate dacă e. Hai că se poate. 240 de lei. A, păi n-ai cum să faci așa, nimic. Bun, hai să luăm și de pe kick, că se termină repede etapa asta. Ia stați așa, să dăm drumul și pe kick. Bun. Primul de pe kick este... Atandu. Atandu. Atandu este primul care a câștigat pe kick. Membrii au șansă de 10 ori mai mare și pe kick. Uitați aici, ca să nu ziceți aiurea după aia. Da, așa, uite. Uite. Sublock 10x, vedeți, da? A avut eu noroc mare. Cine are noroc mare? La 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 la. Lasă jocul pe kick acolo, că-ți vă mesajul. Bă, a doua, nu? Mamă, cum vedre... Cine ți-a dat jocul ăsta? Cine ți-a dat jocul ăsta? Cine? Nu l-ai văzut de el. Ia, mă, ce joc ai satanul. Le Bandit, ok. După etapa asta urmează Venus Florin cu Blood of Shadow, adică Book of Shadows 2. Cine are noroc care e da la da la da da. Shala li li la 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 da la da da. Salutare Radu V. Hola, sera Marius Costin.
Aveți voi ceva bilete pentru mine seara? Nu, bilete la ce? La pariuri? Dă-o dracu de pariuri, bă, mai dă-le dracu de pariuri. 241 de lei. Cu metre 240 de lei și 241 de lei ai făcut. Laurențiu are 3 puncte, tat. Bine, Ionuț Florentin cu Blood of Shadow în locul lui Coji. Blood of Shadow. Blood and Shadow. Bun. Ne întoarcem la Hoarder, da? Bărbași vagabond. Mai bine la Majestic. Păi și de ce ne luam la Majestic? Radule, nu pe frate, pe YouTube scrie doar pe Cănia, dar atât. Pe Kick scrie așa. Scrie pe Kick așa. Pe Kick sunt cu Icanu, mă. Kick.com/cu Icanu. Bă, ne întoarcem aici la locul faptei. Dă-i. Salutare, Costi. Salutare. La 200, Andrei, nu la 200, că avem potențial de 200 de la... Când am zis 150, nu l-a asigurat pe dinainte. La 200, că suntem aproape 200 de oameni pe live, nu? Și așa m-a scardit la like-uri jale. Bă, ce frumos a fost astăzi acum afară pe seara așa, bă, îmi venea să plâng de fericire în cavaș. Bă, se simțea bine rău de tot. Coai, nu bătea vântul nicio secundă. Dar, până mă fere, 28 de grade coaie până 1 aprilie, mă. Nu-i cam mult? Nu-i ca și cum m-ar interesa. L-am schimbat, gata, ai schimbat, eu ai dreptate. Fantastic cât se face la pătit tot, l-avea păguța, azi l-are pe Tony de la Brașov, donează aia, Doamne Dumnezeule. Dacă și-a făcut nume. N-ai văzut că a fost și la televizor? V-a plăcut România cu Columbia? E, da. De ce, mă, Paulica? Că dacă făcea pe YouTube n-avea atât de multă lume, frate. Salutare, Parazit. Și pe YouTube lumea nu știe să doneze, mă. Ia să învățați pe TikTok. Aș lasă că a făcut unde trebuie, mă. Nu, e dacă făcea pe YouTube, părerea mea că n-avea așa mare audiență cum a avut-o pe TikTok. Păi la dracu de taxe, nu te interesează. A prins gustul cu Guță. Păi nu, mă, asta e emisiunea lui, mă. Nu, nu-i ca și cum cu Guță a fost prima emisiune. El avea emisiunea asta de mult, dar așa ți-a aflat mulți de ea. Cu adânc reverență. Cum ai chemat Fairplay să te dovedesc? Te-a omorât, te-a omorât. Te-a omorât cu metri, n-ai să zici. Da, 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 pop, am schimbat, mizat, că e posibil să conteze. Băi, eu acum văd balanța. Da, mă, nebune, mi-a dat jocul tău. Mă rog, jocul tău nu mi-a dat forță, precum mi-a dat Wanted. Am luat 450 de milioane, mă, la Wanted în base game. În base game, în base game. Tu ai făcut 120, mă, parcă. Ce vrei, mă, plugariule, donează lumea, de ce să nu doneze? Păi ce? Donează, mă, că e ușor să donezi pe TikTok. Deci da, pești două de-alea. Stă românașul pe TikTok, mamă, dacă ar fi stat românașul pe YouTube, cum stă pe TikTok să moară Jean, de n-aveam Ferrari. Dar nu stă, îi place acolo lui.
N-am ajuns la miliard, Bogdane, nu mai aveam 20 de milioane. Dar sunt aici, mă țin cu el, mă țin cu el. Poate să bubuie în orice secundă. Bă, tu poți să schimbi jocul, Laure, să știi. A prins acum, stai să vezi după vreo 2-3 luni că nu o să mai intre lumea. Pe TikTok? De ce zici, Ștefan, că nu o să mai intre lumea? Pe TikTok, peste 2-3 luni ce se întâmplă? Hai să vedem Blood and Shadow ăsta. Blood and Shadow. La AMA. A, da, nu știu. Am văzut și eu știrea aia că PSD-ul și PNL-ul vor. Am văzut și ei la americani și a zis că și noi românașim, că ce, noi suntem mai fraieri. Bă, cred că asta e speciala mare, nu? 1500 de lei. Mamă, Bafomet cu alea, mamă! Baftă, Ionuț! Băi, frate, simt nevoia să spun ceva. În două ore a te oară. E mai bine. Ne încărcăm toți când se banează TikTok. Da. Da, nu știu, nu prea sunt de acord cu treaba asta. Nici în America acolo nu sunt de acord să-i baneze. Se pare ipocrizie mare, rău de tot. Ce fac? Tautare Coman, tautare Chili. Bine, până la urmă, mie îmi place să mă uit pe TikTok. Dar nu îmi place să fac TikTok. Am acum niște... TikTok-ul meu e doar Puff Daddy. TikTok-ul meu e doar Puff Daddy, boșilor. M-a prins Puff Daddy, mâncava așa. Bună, Alexa, bună seara. Noroc cu TikTok, toți în alfabet s-au ajuns vedete. Hai. Hai. Hai, ce să facem? Unu, patru, trei, patru. Unu, patru, patru, trei. 1-4-4-3. Să joacă. Hai că să joacă. Cultura promovează cultura, fraților. Ne-a dat greu. Atandule, la lecția asta am fost să duc, să ud buretele. Am fost de servici pe școală. Dezvoltă. Dezvoltă. Eu doar n-au ajuns analfabeti, vedete că se uită intelectualii la ei tot, dar analfabeti se uită. Corect. Corect, 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 corect. N-au nicio vină. Au văzut 2-3 și au zis, hai mă și eu. N-ați văzut cu aia că toți care ies de la pârnaie intră pe TikTok pe live și au 2000 de oameni și prost la cap, intră în top. Și tu dacă vrei să faci un content frumos, să dai content de calitate și să dai și content de valoare, adică să dai informații valoroase oamenilor de care se pot folosi și le schimbă viața, nu-ți merge. Trebuie să intri, să-i să moară familia mea, că te iau, că te fac, că te drec, că ne batem în Eric Sef, să moară frații mei, să moară familia mea, mă jur pe copiii mei, pe alea, asta merge. Dar e bine, e bine, e bine, e bine, e bine, că nu o să ține la infinit, îți dai seama. E bine că merge. E bine că să mai cerne sita puțin, așa, cât de cât. Bine, acum, na, să nu mă înțelegeți greșit. Că probabil voi unii o vedeți Caterinca, la mine deja nu mai e Caterinca pe TikTok. Cu românași. Pe mine mă irită, mă deprimă. Comentariile românașilor de pe TikTok e ceva de speriat pentru mine. Mamă, jocul ăsta nu m-a prins niciodată. O zi l-am jucat atât. Pe TikTok bombardieri și pe YouTube merg pe cănelele. Unde pula mea merg pe canele pe YouTube? Superman. Unde dracu merg pe canele pe YouTube, frate? Păi tu compari cifrele YouTuberilor de pe canele cu aia care stau pe TikTok câte 3, 4, 5 mii de oameni pe noapte, mă? Uuuu,
Nu mai contează când îl bate. 1-1-2-6. Mamă, vă ucide Warder-ul. Warder are 4 puncte. Coi, 4 puncte, ești prost. E rupi. Bun, Atandu Volatil Vikings în locul lui Ionuț Florin. Mersi de joc, Ionuț. Le bandi. Ne întoarcem la Warder. Mamă, ce le faci, bă? Bă, dar cum e posibil jocul ăsta să bată atât de multă lume? Că jocul ăsta știu că era WC-ul. Dacă te uiți la ce live pe YouTube, sunt 5-6 live de păcănele. Păi și pe TikTok cât sunt acum live, mă, român acum, în secunda asta. Care vorbesc și înjură și fac cerșeală. Cât sunt? Minim 10. Dar bine, ce? Ar fi bine să fie așa. Bă, și ar fi bine să fie așa. Pe TikTok să fie... Ce ziceți voi, cum ai zis tu, cum te-ai exprimat tu, prostie și alea, și pe YouTube să fie păcăneală, da. Ar fi bine, da. Pe mine m-ar avantaja. Dar nu e, mă, frate. Să fie degenerare. Nu te lasă platforma, noi comparăm... Zi. Sistemul de recomandări al TikTok-ului cu YouTube, mă. YouTube-ul e 10 ani în spate TikTok, coai. Zi, boss, știi? Nu, n-am văzut. Și gamerii de pe YouTube s-au apucat de păcănele. Da, de mult, nu? Nu știu la cine te referi acum, dar... S-au apucat de mult, băieți. Joacă de mult și ei, băieți, la aparat. Ține că mai mă... Ține că mai mă peiși. Hai să dăm like-uri pe YouTube, 200 să facem. Salutare, Doru Ursaru. Te salut. Pascal Ovidiu, mersi de follow pe Kik, băi. Hai la păcăniadă, scrie. Poate ai noroc acolo mai mare decât pe YouTube. Ce 10, mă, 10 sunt doar gheghe. Am zis așa, să nu zic mai mult, să nu pară că exagerez. Dar măcar dar avea și ei content. Da, mă, lasă-i în pace. Ce treabă avem? Da, că au uitat că aveau canal de jocuri pe calculator, acum ai canal de jocuri în loc. Păi și ce dacă, mă, Paulica, ce treabă are? Ce, mă, bă, fiecare face ce vrea, mă. 700 cât? 37. Bă, s-ar putea să te cureți acum. S-ar putea să te cureți. Oricum ai 4 puncte, cine dracu să te mai bată? Poate în finală. De ce bați apropo un Xenon, frate, nu? Era o fată ce făcea trendul ăla cu robot și avea la știri pe care cu tipul ca zis că de când scrie iar până la box. Am înțeles, ok. Ok. Așa e, Bogdan. Am toată seara pus un canal să mă dezabonez, avea la 12 colegi, ești nebun. Și ai fost extrasă și la păcănia de Amelia, dar ai fost afecat, n-ai răspuns. Păi mine m-a afectat treaba aia, Paulica. Ce vrei, frate, mă, dacă-s greedy? S-s greedy rău de tot. Păi mine m-a afectat treaba aia atunci. Evident că m-a... Că m-a afectat. Urmă, mă, adică... Nu vreau să zic că, oricum, ziceam așa doar pentru bârfa asta, dar nu mă interesează. Păi care când un bonus buy așa mai mic? Cum adică, bă? Adică să cumpărăm speciale pe mize mai mici. Nu știu la ce se referi, Pedro. Nu e vorba de aruncat, mă, Venom, e vorba că s-au... Pentru că eu cu 100 de bețe intram și făceam bonusant 4-5 ore pe un leu, 2 lei ca să facem frumos să fie live-ul entertain și plățile să fie speciale cât mai multe. Și intrau, aveau depuneri de 100 de milioane și se jucau pe 1 milion mână, ești prost. Pula mea, normal că te duci la ăla, nu te mai duci la mine, nu?
Dar în fine, nu contează treaba asta, că după aia ce-a dat drumul cu Icarul la... Am dat drumul la degenerare boșilor. Când nu, ce-ți faci? Și m-a afectat și treaba aia pe partea cealaltă. Bun, Le Bandit. Cum? A, să-i faci casă, mă, cum i-am făcut eu astăzi cu pernele. Sunteți în cameră? Băi, casă, mă, ți-arăt eu acum. Haide, mă, să vedem ce face ăsta pe 1400, Le Banditul. Zece bețe! A, păi l-a bombardat, mă. L-a bombardat, trebuie să o luăm și pe următoarea. Bă, care următorul la joc, frate? Bă, de pe YouTube, următorul la joc de pe YouTube este George Cristian. Zi joc George Cristian. Oana George Cristian. Vezi că e pe 1400 costul. Și n-am pus? Gata. Gata, l-am notat, am notat, gata, mersi. M-am bătat? M-am sucit cum am zis că la 200 tătuțile. M-am sucit că suntem 200 de oameni. Bravo, mă, Atandule, l-ai scos pe primul loc. Te pup, Pauli, că să rămână, frate. 297. Și mergem la VAR. Nu, nu mai, n-am mai rost. 046 la 049, îl bate la mustață, dar bate. Ok, Atando are un punct. Băi, oameni buni, deci finala se joacă între ăla cu cele mai multe jocuri și ăla, care câștigă, ăla cu cele mai multe puncte și cel care câștigă în ultima etapă. Dacă, să zicem, în momentul ăsta s-ar termina pe Căniada, Laurențiu ar juca finala cu cine câștigă dintre Atando și George Cristian. Dar nu e cazul, pentru că o să mai continuăm. George Cristian nu răspunde, Cois. Hai că-i luăm la Hoarder, la ăsta, la Bandit, pardon. La Hoarder. Hai că-i luăm la Bandit până răspunde el, să ne zică joc. Bun, ai un punct, Atandule, începe altă etapă, GG's. Ce greu face 200 like, nu are 200 care se uită acum și nu toți dau like, că sunt ai dracului. Da, mă, să ai drag. Nu mai fiți mai drag. Geapa Cristian.
Ce face geapa hitere? Mi-a vorbit cu el? Cremă de brânză. Când n-ai de să ajungi. Am mai vorbit ce să fac, doar nu rău. Corect. Bă, putem și el aici. Bă, nu răspunde George Cristian, că trebuie să trag joc, n-am ce să fac. Cortex! Ia zi Cortex joc. Sper pun, propuneți. O mai fi vândut blugea. I-a lăsat într-un plic la o nuntă. Blue Jay și 100 de euro. Bă, potențial. Curcubeu! 1-4-4-8. A doua. Rip City vrei? Bine, frate. Cortex. Rip City. Hexo Gaming. Bravo, mă, băieți, ați înțeles, mă, care-s jocurile la aparate care fac bani, mă, cu aia. Bravo. Bă, we back la balanță. Hai să vedem următorul de pe Kick care va juca la joc. Următorul de pe Kick care intră la joc este Bogdan 019. Cu Yam. La ocean, la plajă, mâncare bună, corect. Distracție în fiecare seară. Stă la Roma acum. După ce l-am văzut pe Cristi Spider, am realizat că de fapt Vali e fratele neștept. Salut, Cuchea, tu știi speciala secretă la jocul ăsta? Salut, Ștefane, da, frate, mi-e 5 scatere curcubeu la fiecare mână, da? Am văzut-o la Roștin. Da, știu. Rip City! Aliberare! Nu se văd spinurile. Mamă, unde dracu să mă mai pun coaie să mă bată tata? Mă pun aici. N-am unde să mă pun. Ia, dacă mă pun aici, e mai bine? Nu e deloc. Mă dau așa, uite așa. Bun, 1440. Baiu. Stai. 1400 aici 1440. Gel. Băi, George Cristian, acum a răspuns, mă, fratele meu. Coaie, bă, steți în spate cu live-ul. Bă, o să bag pe om. Că na, da. Fiți și voi mai rapizi, coaie, că așteaptă lumea și n-am joc să dau după aia. Bă, gata, speciala, 12 lei! Te-am arătat și eu pe Discord, Cuiche. Ce mi-a arătat, mă, pe Discord? Și mi-a dat pe scormă nebunule. E în spate cu live-ul mult rău de tot. Fiți mă și voi mai rapizi. Doi șpelei și acum. Hai mă să rămânem pe miza asta. 1400 sau 1500, depinde cum e jocul.
Salutare, MMS. 266 de lei, coiz. A doua. Da, mă, trebuie să fii follower. Bogdane, tu ești, mă, de pe YouTube, am înțeles. Am înțeles. Deci dacă cineva egalează la 4 pe Laurențiu, o să joace departajare. Le cumpără specială și care câștigă dintre ei doi joacă finala cu ăla care câștigă în ultima etapă. Absorbante. Very difficult moment. Bă, cât e mă la face cu spirit? Harta 3, hă? 273. Bun, hai la Le Bandit. Coaie, ce stomp le-a dat Vitality lui Cloud9 în seara asta să moară gen pe harta a doua, coaie. Au, Halitul le-a luat gloacele, măi, și prost la cap, bă, le-a luat Glock. Bă, cum să fii tu, echipă profesionistă, să se bată unii la gloație, mă, să moară deja. Și la ăla, foarte importantă runda a fost aia. Da, Ștefan, o să-l refac, mă, frate, mi doar că, pâlă, mă, suntem puțini și mă uit mereu să fac setările alea. Sau e prelungiri, mă, nu înțeleg, mă, cât e scurme, mi-l arată pe domn că ăsta în continuu. Bă, mută-i dracu, mecla, întoarsă-l ăsta, l-a urât ăsta. E prelungiri pe harta 2, mă? Da, coaie. Da, băi, 16-16 pe nuc, mâncați și... sorry. 159 de lei. 1, 5, 9. Următoare. Mamă, Le Bandit, să duci acasă, coaie, fii atent. (Fie) 019 la 007. Ești agentul 007, atandule. Te-ai făcut 007, frățioare. Bun, George Cristian are un punct. Cu noroc, cu mare noroc. Și acum vine Bogdan 19 cu Yam Yam. De pe kick. Stai. Aici. Iam. Bun. Hai să vedem care se pregătește de pe YouTube. Următorul de pe YouTube este Rizescu Ionel. Ne întoarce în afrut party. Bine-s. N-are nimeni 4, nu? Și citești pe ce vrei, doar să facă profit. Da. Ce să mai zic, are atât potențial jocul. Ce să-i faci, mă, atandule, tu asta e. Dacă nu dai mental. Dacă nu zici mental, frate, cum să câștigi la aparat? E cum Fruit Party, mă, nu vezi că Fruit Party e deja Rizescu. Ce că Fruit Party? Păi Fruit Party are, mă. E să joacă Fruit Party acum. Extra
trage și membrii boturile. Păi membrii zic eu, Ionel. E membru? Salutare, Lucu. Te salut. Good party 2. Te salut, Ioniță, de la grătar. Respect. Respect, să fii sănătos. Nu zi, mai extrage atâția cât să mă egaleze? Bă, o să luăm, nu știu cât o să iau. Nu știu să zic. Nu știu, măi, Laurențiule, măi, tatăl meu. Aici avem Fruit Party versus Yam Yam. Buca? Omul cu 3 buci. Intru la duș și intru probabil în final, auzi? Du-te, fratele meu. La duș. Câte spinoase, mă? Târâi, târâi, Fruit Party, târâi, târâițel. Aoleu, uite-l pe Frozen ăsta, i-a dat cap și l-ala coaie. Chopper, ba mă, bate Spirit harta asta, bă, ce nebunie, ce meci am ratat aici. 1-4-7-4. 1-4-7-4. Ce vine, Yam Yam. Să avem derby Fruit Party 1 cu Fruit Party 2. Aproape 20.000 de când a început păcănia, da minus. Ce dracu să facem? Și ce să fac, mă, frate? Îi dăm din grăsime, oricum. 1400. Sau cât a avut ăla? 1400, nu? Da, baftă, Yam Yam-ule! Baftă, Yam Yam-ule! Da, mă, să extragem. Mai stăm, de să... Hai să sperm, mă, știu ca cu de rău. Extras cuiche. Nu. Nu, nu, nu. Nu mă, pe voi care v-am pe grupul pe WhatsApp, când vă extrag, vă dau un tag acolo tot. £516. Bă, trebuie să schimbați zeama, că jocurile pe care le-ați dat sunt cam sărăcii. Ați început să dați sărăcii de jocuri. Salut, oare când o să fie în stoc rotirile din aplicație? Bum, bum, nu știu să-ți răspund la întrebare, frate. Nu știu să zic o zi exact. Mr. Beat să stare în aer! Mr. Beat să stare în aer! Păreri Navi cu Eternal Fire? 1 și 2 hărți. Poate n-a vin 2 hărți. Și joacă cu G2 semifinala. Parcă cu G2.
bate Eternal în două cărți? Nu cred, nu vreau. Nu prea cred. Da, mă, avem derby de la Miovina. Cât partii 1 cu cât partii 2. 8-71. Var, stai să băgăm varul. 0-79-0-50. Bate Fruit Party 1, îi trecem punctul, George Cristian. Are un punct. Bun, și acum revine Rizescu cu Fruit Party 2. În locul Bogdan, mersi de joc. Derby de la Miovina. Hai, Fruit Party. Bă, bun rău de tot Vitality astăzi, coaie. Nu mă așteptam. Adică mă așteptam să iau o hartă, Cloud9. I-a omorât pe harta a doua, Stomp, ești prost. Nu, George are un punct acum. E tovarășul tău, Ime, hă? Bine, frate. Mă duc până la baie, un minut. Hai să dăm like-uri în continuare, chat-ul. Chat-ul. Trebuie 27 de lei, mă, bere. Bă, schimb, dați jocuri cu aia, vă rog eu frumos, să moară Jean. Are două puncte, George Cristian. Bine, frate, trec cu două puncte, că nu mă doare mână, dacă voi ziceți. Are două puncte, așa e. Bă, deci, acum luăm de pe kick. Hai să luăm de pe kick acum. Următorul de pe kick... este... Alex 23 Megid. Megidia. Nu te-am extras, frate. Nu te-am extras, nu. Da, mă, l-am notat cu două. L-am notat cu două. 863. Trebuie să dați jocuri mai pertinente astea, PC-uri. Salutare, Luci. Hai că începem să donăm, nu mai înțeleg nimic. Fruit Party 2. Da, miza asta de 14 VC, hai să ne schimbăm pe betă. Ne schimbăm pe betă. E nici, nu-i nici cur, nu-i nici găoază. 1400, 14 este. Nu prea am făcut pe 14. Hai să ne dăm pe 20. Hai să ne dăm pe 20, băi. Nu, că ne arunc.
Ar merge câteva etape pe 20, ce ziceți? Ce joc a zis băiatul de pe Kick, mă? Alex Wild Santa 2, 100 de linii. Ce joc eram? Salutare Scadi, iasă, salutare. Ce joc este ăsta, frate? Cum adică 100 de linii? Ce scrie pe tatuajul ăla de pe mână? Carmen Viorica. Jură zbunare femeilor perverse, frate. Ia vezi aici. Ia vezi. Bullshit. Mere. Pădureți. Struguri. Du-te. Ură mă de player. Dacă îmi vin, pot să schimb cu San Quentin? Da, dar nu speciala pe 20 de milioane. Nu speciala mare. Ia vezi coaie. Asta e prost la ăsta. În momentul ăsta. Asta e așa că s-ar putea să nu faci, George. Adică poate să te bate într-o specială. Hitere, te strigă Brink. Bă, ce joc e Wild Santa 2? Dă-mi a zis omul să mă joc pe 100 de linii, mă. Nu știe nimeni, nu? Bă, frate, trebuie să cumpăr speciale, mă, nu să farmez. Următoarea îl bate, cred că îl bate. Hă? Nu știu. Adică mi-e greu să cred că dă vreo țeacă ăsta. Cât dracu trebuie să dea? Foarte puțin, nu? Iar tăi și lui plăcinta asta de la cuptor. Scutea și la plăcinta de la cuptor, Brinche. Ce ai de țipeș? Ce mă de fac așa? Ce plăcinta avem acolo la casa închitere? M-am îmbătăcat. Bă, cred că l-a ars, nu, mamă, 81 x coai. Leu, și căpciun, de ce nu mi-a luat acolo, mă? Merda. Merda. Bravo, 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 super. Bun. Da, mă, full party 2 face un punct. Oh! Și cât să face asta? Nu o să face, că dispare. Struguri acolo sus. Că lămă, inimi nu cred. V-ați văzut că a apărut Doghouse gen Wanted? Să juca un streamer. Un francez astăzi. Dog, nu știu cum. Ia stai, spune, dacă îl găsim pe net. Doghouse. Uite-l! Ia vezi joc ce a apărut la Pragmatic Coai. Iată-l! The Doghouse Dog or Alive. Să juca unul astăzi. Șmecher joc. Adică interesant. Iată-l! The Doghouse Dog or Alive. Ești prost? De ce să fii pregătit cu o metre? Abia aștept să apară și la noi. Să jucăm vreo 100 de milioane într-o seară așa. Cum a fost la căcatul ăla de la Pragmatic Wild. Nu știu, dar are speciale gen Wanted, nu mai știu cum îi zice. Mare pușcărie de joc. Dacă sunt pregătit, sunt pregătit oricând, la orice oră. De orice. Cu metri. Bun. 0.45 la 0.79, Rizescu face un punct. Și acum îl băgăm la joc pe Alex 23 Megid cu jocul Wild Santa 2. Mersi de joc, Fruit Party, George. Wild Santa 2. E spinomenal. Păi avem în jocul ăsta aici, amucați. Wild Santa 2. Sper să-l avem, că na, pare ceva mai Bruce Lee. Wild Santa 2. Uite-l cu aia.
Deci pe câte linii pe 100? Wild West Duels, da, 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 exact. Choose your amount of free spins, choose your bet, choose your lines. 100 ai zis. Ok, choose your bet. Gata, fratele meu, te-am executat, pinuț. Te-am executat, pinuț. E bine, da? O iau bine, da? 1500 de lei. Ia vedeți joc aici. Dă-i. Congratulations. Dă-i, mă, să vedem. Talent. Băi, mă, ne jucăm pe BD75, mă? Băi, mă, joc pe BD75. A, gata, mă, ați pierdut toți. Bă, ați pierdut toți. Băi, BD75, ești nesimțit. Gata, mă, luați-vă sculele, hai. Băi, 75 betu, ești nesimțit la cap. Și poate să mai pun unul de ăsta? Bine, punctează de căcat, dar ca ideea așa. N-ai fost Cosmin, nu. Și chiar dacă ești, frate meu, dacă ai lăsat jocul, nu-i problemă. 12 milioane, nu 275. 1, 2, 7, 5. Bai să vedem cine se pregătește de pe YouTube. MMS. Următoare. Bă, cum se tachează? Arund, cu Arund, cu Arund hitere. Arund și numele lui. Așa ar trebui. Bă, deci ăsta poate să pună mai multe wilduri de-astea, nu? Ia, vezi, l-a pus. A, nu ești, nu chiar așa. Hai, noroc, managerii. Nu merge? Morții, mă, se mie merge cu Arund, nu știu. Oprită. 742 de lei. Micuță. Sincer. Oai, dă temp, lămă pe 75 de lei și prost. Ce dracu, mă, facem o păcăniadă corectă, regulamentară. O fi suficient? Nu știm! Rămâne de văzut! Să scrii tot numele, nu ți apare să-l selectezi, dar apare ca și cum i-ai dat tag. Ia-o-s hitere, Arond și scrii tot numele. Nu ca și cum Arond, Ra, D și ți-l dă. La mine pe calculator merge așa. Ci că să scrii tot numele. Gata, mă, ia să vedem. Put Party 2 vine la joc acum. Salutare, Close. Ce să fac? Uite, nu știu la păcăniadă. Super bine, fratele. X-Mas Drop. MMS, nu? E joc. Gata, tata, ți-l notez aici. MMS X-Mas Drop. Bă, 1400. La ăla cât a fost miza, mă? Hai, mă, să-i modificăm, dracu. Să-i facem 1500, că nu-i nici pur, nu-i nici găoază miza asta, adevărat. Da, nu știu ce morți le-are. Brink! Bă, brinche, bă! Da, nu merge. Te cred pe cuvânt, îți dai seama. Nu la Claudia ne-am sucit, și am zis că la 200. Că eram 200 de oameni pe live. Repetare. Nu poate, mă, nu, e, mă, astea-s de ceuri, mă. Astea-s morminte de jocuri, mă, n-ai ce să mai zic de asta. Eu da vreo 23 de milioane din 100 de special. Ia vezi, hăpa, tă-tă-tă, e bere, n-are ce să mai pune. Uite, mai ghezi gura. Și cred că, de fapt, nu l-a bătut, nu. 1993, bă, hai că am schimbat miza și pare mai legit. Măresc miza, mă, ia criza. Vine unul lângă mine. Bag 100, ia 5 bile. Tu ești pregătit cu metre?
Repetiție, repetiție, repetiție. Aduce Sanghel Ordenescu de Ianis. Că dacă nu joci la echipa de club, n-ai ce să cauți. Acasă, cică, a zis. Acasă! Am modificat, gata. Am modificat, da. Repetiție, repetiție, repetiție. Bă, trebuie să dăm niște jocuri care să ne bombardeze boșilor. Hai la bombardat, la bombardament în continuare. Nu vă mai gândiți la voi. Nu vă mai gândiți la voi, dați jocuri, hai. Băgați-vă, uite ce joc a dat Alex. Wild Santa 2, ceva mai diferit, așa mai cunoaște și noi altceva. Că de full parte și Dockhouse-uri ne-am săturat toți până peste cap. Da, uite că se face dreptate și merge Wild Santa 2 mai departe. 0.80, mamă, 0.80 la 0.79, ești prost la cap. Bă! 0.80 la 0.79, coaie. Uitați-vă aici. 0.79 0.80. Ești prost la cap. Bravo, bă. Bă, mi se pare mai nasol e să pierzi cu 1-1 la barbut. Să pierzi, să dai repetare cu 1 și să pierzi. Nu știu, mai rău de atâta ce poate să fie. Bun, Wild Santa are punct, adică a lui X are un punct. Și acum vine MMS-ul aici cu X Mass Drop, Rizescu, mersi de joc, X Mass Drop. Bun. Hai să ne întoarcem la ăsta, la Wild Santa 2, care, pe care îl jucăm pe 75 de lei, nu ați dai seama. Wild Santa, dar de unde știi jocul ăsta, frate? Da, mă, Mutulica, Iron Bank, mi-am notat acum pe telefon, îmi notez în frunte. Bă, nu mai lăsați vorbe pe aici că ce joc luați, dacă nu sunteți, stați pe live. Că n-ai ce să faci. Nu pot să vă țin minte pe toți, îți dai seama. Să încep să notez și cine alea. O iau razna pe aici. Ok, se pregătește de pe Twitch. Următorul de pe Twitch este... Cosmin Minimator. A zis Dockhouse 100%. Dockhouse. Ok. De ce, mă, netereule? Nu contează dacă joacă. Cam neatent în seara asta cu Ike. Cum adică? Harvest Wilds, mă. Harvest Wilds, da. Pe kick. Da, mă rog. Am zis Twitch. Kick. 202. Seacă și stai aici, prost. Mormânt. O pică. De unde știi, frate, jocul ăsta? Am luat de 100 de bețe când a apărut rulând la el un bonus. Am înțeles. Deci ți-a făcut 100 de milioane joculețul ăsta ție. Ce plata a făcut, mă? Bă, unde vă plata cu aia? 1.8? Frații mei, cât a făcut? Da, e 75 de lei betul. Bă, câți bani a făcut ăsta, mă? Ia ziceți. 1.825. Ok.
Hai să vedem Xmas Drop. Da, păi a zburat hitere dacă au început să dea jocuri băieții de mizerii. Uite, Xmas Drop ăsta poate fi. Poate fi momentul. 1845. Bine. Bine, 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 bine. La virgulă, tată. Bă, concentrați-vă puțin că ne începe să fie pierzătoare mecherii aici. 1440. Haide mă, baftă. Bam pa bam pa bam pum bam pa bam. Câte? 3? Bă, 3? Bă! Hei! 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 Hei, m-a luat ăștia! Hai mă! Pune-mă în față! Sau caz pe wild-uri! Dacă tot ești ciumeg, dacă ești tare pasăre. A băgat pic... Băi, bună! Băi, bună, e bună, e bună! Băi, e bună! Păi e bună, mai avem 4 spinuri, mâncava așa. Așa mă, tată, bă! Așa, bă, tată, bă, așa mă, uite, vezi? Altceva! Ceva, altceva! Ne mai dezmorțim puțin, mâncava, și că începusem să ne ducem nasul. Pune-mă ori în față, ori piși pe wild și aia e, ți-ai făcut talent. A picat, a picat, a picat, a picat și e mare. 20x! Mamă, e bună, coaie! Păi bună, mă, e bună, mă, e bună, mă, e bună, mă, tată, mă, e bună, mă, bravo! Ule, ule, ule. Bine! Bine! Bravo! Bravo, bă, MMS-ule, bă, bravo, bă, uite, mă, că s-a rezolvat, mă. Bă, s-a rezolvat, mă, frații mei. Ce credeți? A, era așa, doar o chestiune de joc, mă, nu era. Păi, fruit party și alea, n-am cum să fac alea niciodată în viața lor. Bravo, băi, MMS-ule, bravo, mă, campion, respect. 13.304, n-are rost să mai luăm pe următoarea, că i-ai dat-o la papacioacă direct cu Alex, Alex, mersi de joc, Alex. Bun, are punct. Și acum intră Cosmin Minimator cu Doghouse în locul lui Alex. Cosmin Minimator, Doghouse, Doghouse. Bravo, bă, bravo, bă, tată, bă, s-a apăsat pedala cu aia. GG, MM-ule. The Doghouse Megaways, bun. Versus Xmas Drop. Mamă, mamă, uite cu aia, vezi? Mamă, pe 720, 133 de milioane, mă. Gata, mă, s-a rezolvat-o, băieți. S-a rezolvat, mă, s-a rezolvat și asta, mă. Se rezolvă, mă, se rezolvă. Trebuie doar să vină un băiețaj cu talent aici. Trebuie doar, am nevoie de cineva cu talent. Doghouse Mega. Ok. Bun, următorul de pe YouTube care intră la joc este... Cosmin e de pe Kick și MMS-ul așa, este Alin. Zi, Aline, joc. Intri acum, ești la încălzire. Te bag în luptă. Am abonament la bani și banii la mine. Cât aș cheltui rămân în conturile pline. Tu, 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 tu. Baptă! Baptă, baptă, baptă! Nu-i grabă un. Nu-i grabă, nu-i grabă. Băiatul celălalt a luat 31.300 și MS 31.304. Ok. Așa a fost? Și la peste 75 de lei abia a dat 1000. Da, ciudățel joc. Ciudățel joc. Are foarte multe rinde și de-aia. Cred. Cred că am cauza asta. Mamă, am avut un brain fart că am fost Joe Biden. Am vrut să ies pe acolo și m-am dus pe partea asta. Am făcut o fază gen Biden, așa. Mâine, păi mâine mă vedeți pe aici. Bărâbă o secundă.
12 milioane. Nu e rău. 1, 2, 0, 1. Next. Dan Florin, mersi de follow. Numai subscriber a fost extra și are un bug. Chiar că și șansa de 10 ori mai mare. Da, mă, nu știu ce să-i fac. Pula mea, ce pot să fac mai mult? Ce pot să fac mai mult? Bă, nu mai ziceți, mă, miliardul Iisus Camin. Nu mai ziceți. Nu mai ziceți, că vine el. Mai aveam 20 de milioane până la el. În seara asta, asi. Nu mai ziceți că superstițios la asta. N-am superstiții multe, dar când vorbesc dinainte, nu-mi place să vorbesc înainte. Superstițiosul. Nu, mă, așteptăm Doghouse ăsta, așteptăm Doghouse ăsta, tată. Doghouse, Doghouse Live ăsta o să ia locul sărăcia asta. Zero Face Clan. Dar aruncă-i dracu afară pe copiii ăștia, mă, dă-i dracu de aici. Prea li se urcă la cap după aia, să bată Facebook. Face. Alege tu cuiche dintre Wanted și Gates 1000. Wanted, de fapt, pula mea, nu știu cu aia. Wanted mi-a dat 450 de milioane, Aline. Azi, dintr-un spin. Nu știu, zi ce vrei, cum știi tu. 657. Bun, X-Mass Drop, ne întoarcem la locul faptei. Bravo, bă, tată, bă, uite, mă, vezi ce... Bă, Hexo Gaming-urile au bani la ele, mă, în seara asta, nu v-ați prins? Nu v-ați prins că Hexo Gaming-urile dau bani? Bine, mai că-ți iau Wanted, Aline. Că-ți iau Wanted, frate. Wanted, mă, iau, gata. Bă, sunt 200 de like-uri, frate, trebuie să luăm specială pe 50 de milioane, să nu arăt Janel. Vreți să dăm la roată de aia nenorocită muistă? Haide-mi. Ia, scrieți niște jocuri în chat, mă, hai. Scrieți niște jocuri în chat, băi. Și pe YouTube, și pe Kick, și pe Facebook. Hai. Eu o să cumpăr specială pe 50 de milioane. Hai că iau ceva mai, ce mi se pare mie de acolo, mai bunicel. Dă-mi la roată și care pică la ei. 1391. 1391. A doua specială. Ia mai să vedem, deci. James Bonanza sună bine. Danger, ok, bun. Bine, hai, San Quentin. Temple of Torment. Cam riscant. Ok. Ia ziceți. Facebook, ia ziceți pe Facebook un joc. Gates 1000, merge. Merge. Rhino. Tombstone. Ok. Tombstone Rip. Hai că am scris dacă e, lasă-l așa. Santa's Wonderland. Mi-e fric. Le Bandit. Madame Destiny. Le Bandit. Toshi. Și gata. Gata că sunt multe după aia. Bun, haide mă să dăm la roata să vedem ce găuzul meu de joc luăm. Hai. Specială pe 50 de milioane. O luăm la... Ce joc este ale Le Bandit pe 50 de milioane, a? Ok. Bine, boșii mei, ok. Bă, cine urmează mai aici la păcăniadă? Alin cu Wanted, ok. Nu știu dacă avem jocul ăsta Brandit.
Elena Rybakina mânca aici mijul ei. Ți-a băgat banii în buzunar sau ce? A câștigat trofeul, nu? Elena Rybakina, ladies and gentlemen. Sta arrivando Elena Rybakina. Bunicică. Nu. Nu. Ba da. Suficient cât să-l arunce în aer pe Dohouse. Da, cred că l-a bătut. E și pe miză mai mică, l-a bătut cu siguranță. VAR, mergem la VAR. 0.62 la 0.88. X-Mazdru face un punct, Cosmine, mersi de joc. De fapt nu, X-Mazdru, pardon, face două puncte. Iertați-mă pe mine. Și aici vine Alin cu Wanted la joc. În locul lui Alin, lui Cosmin. Și luăm speciala pe 50 de milioane imediat. La Le Bandit. Ok, se pregătește de pe... De pe Kick, nu de pe YouTube. Se pregătește de pe Kick. Unde-i mă mâncați? Ce pârâmă-i asta? Bun, se pregătește de pe Kick. Dan Florin, DF. Bă, a zis la Le Bandit pe 50 de milioane, e? Nu știu ce să zic. O iau, îți dai seama, dar nu prea văd ceva bun la el. Nu prea cred că o să fie ceva șmecherie, dar ai. Dork Unit, vrei? Bine, frate. Pe 20 de lei miza. Nu prea contează, mă, miza la jocul ăsta. Mă rog, la Hexo Gaming-uri nu prea. Cu cât e mai mare miza, cu atât e mai greu să facă bani. Dar până măcar să-mi dea bani înapoi. La asta trebuie să iei înainte câteva. Păi n-am la mâna păcăniat. Leagă-mă, dă-te morții, mă, tii. Bă, leagă-mă, bă, săracule, bă! A, gata. A, bine, mă, gata, te-am înțeles. Bine, mă, bun. E bun. E bun, ești bun. Nu, mă, Hexo Gaming nu cu aia jocuri de 50 de beți. Nu prea au cum să fac. E miza mare, nu-s făcute. Nu-s făcute, nu-s concepute să iei bani mulți așa. Bine, poți să iei, dar nu dintr-o special. Vii tu așa și iei specială pe 20 și gata, lovele. Nu merge așa de asta, stai de farmat mai mult pe mizele mari. Așa, o zic din experiență. Experiență. Experiamus. Hai, mai dă un curcubeu de ăla, mai dă-ne o speranță, te rog eu. Curcubeu. Sau spinuri, curcubeu cu aia, spinuri. Spinuri, două spinuri. Și de ce le dai? Că trebuie să aibă un scop, nu? Curcubeu. La ce le-ai mai dat, mă, dranță? Curcubeu, e, curcubeu, zecar, curcubeu. Da, du-te, dracu, măta. Da, țeap. O specială țeapă putem numi. Bun, hai să ne vedem de păcăniadă în continuare. Wanted versus X-Mazdrop, adică Alin versus MMS-ul. Bă, următoarea va fi la 250 de like-uri. Salutare, Dele Ali. Suprem Hot, cică. Cineva pe Facebook a zis Suprem Hot. Suprem Hot. Bă, 1440 miza, baftă tată. 1440 versus 1440. Curcubeu în Olanda, frate. Bă, curcubeu în Olanda, băi. Nu pe Mr. Beat. Nu pe Mr. Beat-ul meu. Mai omoră cu Dele Ali mereu când te salut. Aaaa, pula mereu. Bă, mă duc să mai aduc și niște suc pentru vinoasa asta, bă, rămâi.
4, 2, 4. Next. Da, mă, care zic de leali, mă, nu stori în Paraschim. Ești pregătit de Weekend League cu metre, auzi, Weekend League, băi. Mamă, mamă, weekendurile de Weekend League sunt o perioadă încheiată din viața mea. Cu siguranță. Nu văd cum ar putea un joc. Nu văd cum ar putea să-și revină jocul la vreodată să mă mai joc așa cum are interes, cum îl jucam la 2019. 2019. O mizerie. Îți pierzi creierii, dracu. Nu vă mai jucați, mă, FIFA, pe bune, zic. Nu vă mai jucați FIFA, oameni buni. Jucați-vă Wanted. Mamă, 7.20. Riscant alegere, bă, Aline. Și doar o formalitate trebuie lui Xmas Drop aici și îi bagi în buzunar al treilea punct. Atacă locul 1, fiți atenți. Dar merită. Hai, noroc. Păi știam, băi, știam. N-au început încă înscrierile Tudor în mai. Din câte știu. Vrei contul meu să joci tu cu Pele? Ce, și ce să fac cu Pele? Pot să joc cu toată echipa mea să fie Pele, dacă joc cu WC-ul. Dacă mă joc cu 45 ping cu aia, mă bate cu un bronz. Dacă e pro... Bă, un pro bronz mă bate, adică mă bate, mă usucă. Măi, măi, prea sărăcie jocul. Măi, prea scriptat, serverele de căcat. Mai ales anul ăsta sunt, au fost lacom, total lacom. Ce ales? Dropuri, mă, la Weekend League? Păi la ce tracoaie? Bă, înainte când îți dădea la Weekend League, bă, să simțea, frate. Bă, ce ai un elit, o alea, să simțea la pachete acum? Bă, l-a bătut, n-are o să mai luăm pe următoarea, nu? 760 de lei și cu ocazia asta Ali nu se mai ridică de la sol. Mersi de joc. 760. Bun, 3 puncte notăm aici. Cine am zis că urmează, mă, de pe kick? Dan Florin cu... Unde-i, mă, Dan Florin aici? Cu Dork Unit. Interesant. Interesant o așa. Dork Unit. Dork Unit se pregătește de pe YouTube următorul M. Adrian. Hai, Adriane, la joc să boară gen. De când a mai fost Adrian Coaie? Cred că jocul ăsta o să meargă departe rău. Sper. Vezi că e bătaie mare să fiți pe fază, altfel o să mergi iarna pe jos de țară ochii. Știu, Tudor, știu. Bă, stai să închidem melodia aici. Păi nu, mă, bro, că... Băi, el o să meargă la preșcolar. La pre... Da, la, știi, cea mai mică grupă, mă. Și am văzut pe site-ul grădiniței, grădiniții, că au rămas 29 de locuri libere anul trecut. La grupa de grădiniță e... el se duce la antepreșcolar, mă. La preșcolar e bătaie mare. La antepreșcolar prinzi. Au rămas 29 de locuri libere. Plus că departajarea... Am reușit să-mi fac buletin fix la cineva care stă la două blocuri de grădiniță, înțelegi? Și asta e departajare. E un criteriu important al departajării. Să fii foarte aproape de grădiniță. Nu avem nicio problemă din privința asta. Acum la antepreșcolar, la după aia o să fie problem. Dorm pe acolo. Păi am dus la grădinița unde... Acum 2 ani, parcă îi filma pe ăia la 6 dimineața, veneau cu saci de dormit, dormeau în fața grădiniței, s-a apuce să-și scrie copiii. E cea mai bună de aici, din sector 3. E aproape de noi. Vedem cum o fi, dacă îi place, dacă nu îi place, îl scot. Ce mare șmecherie. Îl duc și pe el acolo, stea cu aia. Nu la delfinului, la... 69 mi se pare. La 69, frate. Parcă? Nu. 69, mă, să moare Jean. Stai puțin.
Bă, cred că 69 să numeștem. Bă, 69 cred că e. Cred că 69. La reginul lui. Toată lumea o laudă. Mamă, 170 de lei să mă bată tata. Adică sunt pedagogi buni. Au profesori buni. De asta, nu de altceva. De ăștia care înțeleg. Oricum îi pun microfoane pe el. Pun microfoane pe filmul să văd cum se exprimă, cum îi se exprimă. N-ai văzut cu aia cum vorbea dement aia cu copiii la, cu copiii la cursuri? Îi făcea handicapați, urla la aici că ești proastă. Bă, cum se vorbește așa cu un copil de 5 ani? Bă, să, bă, dacă sunteți pe aici soți sau veri sau frați sau neamuri cu profesori și pățește copilul meu așa să moră viața mea de nu fac 25 de ani de pârnaie. Vă zic adevărat că eu sunt retardat mental, eu n-am nimic de pierdut. Vă bat rău tare de tot. Pe bune, vă bat și vă pun pe internet dacă vorbiți așa copilul meu la școală. N-au scăpat microfoane, bă, pe el! Eu nu-i vorbesc așa, măi, vorbești tu, voi, terminatule. Hai, dă-l dracu când o ai avea și el 15, 16, 17, 18 ani. Mai întorc capul, da? Așa la 5 ani să-l înjuri pe copil, ești retardat mental. Pă bune, trebuie să fii dobitoc, pă bune. Mergi bătut. Dar cum de nu i-a bătut nimeni niciodată pe ăștia? Bă, e greu de privit. Greu de ascultat. Probabil că ați văzut pe TikTok o profesoară cum țipa la copii. Și plângeau copiii, bă. Îi zicea ci că la spital. Să ducă la spital. I-a zis un copil ci că să o ducă pe profesoară dacă vrea să meargă la spital. Că urla atât de tare încât i s-a făcuse fața de spital. O dement, o idiot. X must drop. Foarte bine, lupule. Foarte bine, tată. Nu-i bine să fii prieten cu profesorii. Ca tată nu-i bine să fii prieten cu profesorii ăștia. Bine, dacă o avea și el noroc de vreun mentor sau alea, ăla e altceva. Dar cu profesorii nu-i bine să fii. Trebuie să-ți impui respectul prin frică. Mai în glumă, mai în serios. Ce joc a zis Adrian, mă? Stai că nu se încarcă mesajul, bro. Sau n-ai zis? Ah, Stormforge. Deci speciala din dreapta. Bine, bro. Gata. Hă? Gata, la corentat. La corentat, e bun tare rău de jocul ăsta. E bun rău tare de tot. Bă, și ce crezi? A, ba nu. Ba, da, cu aia, bă, ele legalează pe Laurențiu X Mazdro, băi, vă usucă. Ei, na, situație. Ei, na, comeback aici, băi, dacă vă vine să credeți. Bravo, băi, MMS-ul, ai dat un joc pe cinste. Bravo ție. Ai 4 puncte, fratele meu. Ești la egalitate de puncte cu Laurențiu. Dacă ai bătut și etapa asta, faci 5 și ești pe primul loc. Bravo ție. Dar pentru asta trebuie să treci de Adrian. Adrian, care a dat Stormforge. Stormforged. Hai să vedem ce are să întâmple. Cât e miza? Tot 1440, cred. Următorul care se pregătește de pe Kick este... Stai că s-a dus dracul ăsta. Huse Orhan. Stormforged. Nu te știam așa ciume cu metre. Nu știu ciume cu metre, nebun. Și azi că spui cu ce mână vrea pula mea și de acum cear toată nu mai ies din grădiniță. Foarte bine, fratele meu. Foarte bine a făcut tatăl tău. S-a luat cam din puțin. Am auzit odată că a intrat cu funga de Lidl Noșan. Rebel mare, da. Nu sunt sănătos cu metri. Nu sunt sănătos. Odată am băut Pepsi dintr-o sticlă de cola. N-auzi că beau cola! Bunicica asta. Dă-l aici, dă-l aici pe Loki. Rămâne, nu? Ar trebui să rămână nebunul ăsta. Da, tata, rămâne.
Mamă, Storm, ce face când e Storm? Ce vrea? Face bine, face ce trebuie. Ce se întâmplă, mă, când... A, se mișcă. Ok, bună. 2 cu 2, bună, it's cooking. Mamă, bravo, bă. Bă, frate, bă, ce-s glumele astea, frate? Care glume, mă, vere? Bună, bă, bravo, bă, Adriane, bă. Aveam nevoie de asta, să știi. Ai venit bine. Ai venit într-un moment bun. Aha. Hei, încă unul, mâncațeș. Păi da. Încă patata. Hai da. Ce face ăsta? Nimic. Ultima. Hai da. Bravo, bă! Bravo, băi, Adriane, ce mai face MMS-ul? Aoleu, MMS-ule, ți-ai găsit nașul, frate mi. În halul ăsta. 5-8-8-0. Următoare. Astea, mă, cu Pepsi, cu Oșa, nu-s bune, a? Nu-ți plac glumele astea, bă, dele. Bravo, frumos. Bravo. Copiii surorii tale, ce-ți vin? Ce treacu, nepoz, nu? Să ai vreo întrebare capcană. Nepoz, mă. Nepotii mei. A, urât. Urât, mă, Radule, urât, mă, frățioare. Ludele-i plac, luale nu prea. Bine, mă, a ta e bună. Nu e, mă, ci că nu-i bună cu metre gluma ta. Nu trebuia să răspunzi. Copiii surorii tare ce-ți vin? Eu nu trebuia să răspund. Mi-au zis deja doi oameni treaba asta. De ce, mă, care-i gluma? Îmi scapă să mor. Îmi scapă gluma cu aia. Să deschid geamul. Să iasă. Să le sub pula la toți. Să le sub. Le sub, mă, le sub. Bravo, băi, Adriane, mă. Frumos, bă, tată, bă. Era nevoie. Uite, mă, mai vine câte un joc din ăsta. Ne ajută frumos cu plata. Cu balanța. Bravo, băi. Are de mufloni și noi mai vorbim mai alea că am încordat astăzi din 10 de le 11 care a intrat pe ceea ce a zis să nu-i mai zic de le Ali. Și zice de mine că sunt cordat, nu-s vere deloc încordat, am butosit că de vin, sunt chill total, zic. Tudor, grădinița cu numărul 70 se numește, frate meu. Nu 69, am greșit. 70. O sticlă cu vin, da, iartă-mă pe mine, o sticlă cu vin. Așa e, nu de vin. Ai dreptate tu. Bă, 9-9-9, nu știu dacă e suficient. Dar fii atent că noi avem aici egalat. L-a egalat pe Laurențiu, mâncava șpirica voastră. Va trebui să facem departajare între ei.
Dar stai că mai are o specială, deși nu prea văd ce ar putea să fac. Nu văd ce ar putea să fac, oricum, GG's. Poftă mare, doamne, ajută. Te pup. I ping 300 cu metri ce fi fac cu 45 de datu. I ping 300 cu metri ce fi fac cu 45 de datu. Ești mă, Coji. Ești mă, frate, și tu, ești că ești de bun. Nu știu unde o să treci, Cinciu, habar n-am. Asta e aici, lângă noi, și am înțeles că e foarte bună. Nu mai e ok. Mi-mi se pare ok. E nebun, mă, ăsta. Mă refer că ai prins gluma greu. Care din ele, mă, cu aia? Cu nepoții? Aaa. Cu nepoții ziceai? Specială cu icane. Ce specială, frate? 814 lei, MMS-ul, mersi de joc. Rămâi să joci departajarea pentru locul 1, tu. Bravo, GG. Adrian are un punct. Ok, de pe kick, nu? Mamă, dacă nu vă iau la păcăniadă, sărim în aer toți. Huse Orhan urmează aici. Cu jocul... Ce joc a zis omul meu, mă? Unde e Huse Orhan? Husen Orhan. Magic Piggy speciala mare. Bun, locul lui MMS. Bun, bun. Magic Piggy. Hexo Gaming, toată lumea, băi, nebunilor. Așa, mă, boșii mei. Pă bune, talent. Talent de Neckerman. Ce trebuie? A, mă! Bravo! Storm Forged! Specială pe 5.000 rom cu icane. Păi n-am luat-o, mă, unde ai dormit până acum? Ați dormit, mă, frații mei. Am luat-o, mă, brodere, n-am luat la bandit. Următoarea o iau la 150. La 250. Bă, nu chiar astăzi m-am gândit. Baftă, Adriane! N-ai luat-o, mă, de ce mi-ești lumea? Ești criminală viața mea. Ești criminală viața mea. Oh. Stormforge, te-ai dus, dracu. Te-ai dus, dracu. Om, ce urlă Carigan ăsta? Ce-a făcut, mă, mâncață? Și-a luat 1v5, 1hp, fără armură, cu Deagle-ul. Mamă, cum urlă ca din gură de șarpe. 25 de lei. Hipster, ești aici? Îi bate face, mă, 12.5. Suc? Ia o schitere, suc, pentru schimbarea ego-ului. Vrei să-ți fac unul? Pui că e o mâncare din care n-ai gustat și în capul tău e ideea că nu-ți place? Da. Da, ciorbă de burtă. Da, ciorbă de burtă am mâncat odată când eram mic, aveam vreo 8 ani, 9 ani, pe la mare, cu părinții am gustat și am burut. Dar nu era de la ciorbă de burtă, era că am făcut insolații, mai mult ca sigur. Oricum e scârboasă ciorba de burtă, n-are niciun rost. În schimb îmi place ciorba rădăuțeană. 11 lei, care are cam aceeași mecherie, cu usturoi, cu alea. Mie nu-mi place ciorba aia, burta aia nenorocită. Mamă, Adriane! Mamă, 001, mâncați! Bă. Mamă, big girl, dar oricum, big, oricum, bravo, GG's. Magic Pig, eu te huse, ce noroc ai avut, tătuțule. Magic
Magic Piggy. Magicuț intră în casă extaziat. Banii care facem din iarbă îi dăm pe praf. Big El, ciorba de burtă. Da, nu, nu halesc. Nu halesc, nu halesc. 1440. Așa mă, băieți. Baftă, băi, huse! Deci acum la de pe... Bă, ultimul. Penultimul de pe YouTube. Deci penultimul de pe YouTube este Marin Remus. Uite, frate, care nu-i membru. Uite, vezi, a picat și un nemembru, să zic așa. Zi-mi joc, tatăl meu. Da. Ce să-ți facă, că nu te-am luat aseară toată la lume. Băga-mi-aș burta în ciorba ta. Băga-mi-aș burta în ciorba ta. $218. L-a bătut, n-are rost să mai numi pe următoarea. Bă, Marin Remus, nu răspunde, tată. Mai stăm puțin, uite, mai luăm o special. Husei, notăm punct. Nu cred că mai are rost să mai notăm puncte. Nu vă mai notez punctele. Deci fiți atenți, finala se joacă în felul următor. Finala se joacă între Laurențiu. Între cel care câștigă dintre Laurențiu și MMS-ul, că amândoi au 4 puncte, și cel care câștigă în ultima etapă. Da, deci nu mai are rost să vă mai, să vă mai trec puncte. Bun, cine a bă, nu răspunde Marin. O să cumpărăm în continuare aici. Na, mai stăm o specială, dacă răspunde bine. Dacă nu, o să extrag alt. Deci acum toți care veți fi extrași, o să aveți șanse la... la finală. Bun, Magic Piggy, hai să o luăm. Dacă luăm pasta și nu răspunde după special asta, luăm pe următorul, da? Midor Feed. Ce pula. Midor Feed. Am pe calibrare 8 victorii, ești nebun la cap. Mă joc cât un meci pe zi așa și am ajuns târ, 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 târ. Înainte făceam calibrarea într-o zi. Acum o fac într-o lună. Orhan, ești... sau cum îl cheamă, mă, nu Orhan. Marin Remus. Ești aici, tată? Nu cred că e unul, nu? Extragem, următorul. Ai, ce să faci? Bă, dacă răspunde, nu-l mai iau. Next. Robert. Ia zi, Robert, joc. Deci el e penultimul de pe YouTube. Hei. Ok. Ok. Bani. Nu prea-mi plac wildurile, mă, mie-mi plac astea mai mult. Wow, multi și dăm în, mamă, în 20, în 15, în 10, cu 2, cu 1, pe cum, cu 1 era, cu 3, bă, bunicică, merge, bravo, bă. Merge la proști ca mine. Haide, pui aici pe prima stea și după aia Joben. Și stea și Joben, bravo. Nu, Wilduri, nu avem o față. Nu știu, morții lui, nu știu, a? Da, bravo, băi, bravo Magic Piggy. A intrat bine în joc. Frumos, bravo, 45 de beți. Mamă, cine dă joc acum împotriva lui 45 de milioane e nebun. Vă crezi eu că sunteți APK. Coaie, bă, răspundeți că n-am om la joc. Bă, n-am om la joc, răspundeți. Te mai las jumătate special, Robert, dacă nu răspunzi next. Hai să luăm și de pe Kick. Penultimul. Deci penultimul de pe Kick este... Dolfinel. Mamă, e drogată la pe Kick acolo, bot. Dolfinel știu ce joc vrea, căcat-o la mizeria aia. Cabin Crashers. Da, mă, nu răspunde nici Robert, aia e, sorry. Bardu. Ia zi, Bardule, joc.
Sono io, mi sugio. Ați adormit, mă, gata, mă, mă. Nu vă mai țin, mă, gata. Loli, loli. Nu, mai bun tare jocul tău, Borgir. S-au băgat la sovel ăștia, mă. Next. Ornea Gabriel, zi Gabriel, hai. Salutare, Flavius. S-au băgat la Sovelos și bardușește. Loli, Lolita. Uitați-vă cât de frumoasă îmi este iubita. Bă, dați-mi voi un tag lui Gabriel, vă rog frumos, pe kick, pe kick, pe WhatsApp. Pe grup. O să-l bag pe băiatul de pe kick și pe el după aia. Dar cine dracu intra acum, mă, 8-1, 8-9-7? Haide, mă, Borgire, să te văd. Ia să-l vedem pe Borgir cu Cabin Crashers. Borgir, Borgir, Cabin Crashers. Haide. Zi. Ok. Doi pe spinuri? Păi stai, mă, că e cu miză cu alea aici, din câte știu. Cabin Crashers. A, Cabin Crashers 2? De fapt, nu, mă, care morții, mă, să-i joc, că de-a dat-o, mă, zăpăceală. Cum e 12 spinuri tu aici, mă, Panaram? Nu, bă, ăsta, dar care, mă? Zic care joc. Da, mă, nu răspunde Gabriel, mă, i-ați dat tag toți. Nu, bă, ăsta. Bă, care joc cu ei? E nebun, mă, ăsta. Cabin Crashers. Bă, haide, mă, nebunule, că ăsta e jocul, zici că ești Panaramă și tu. Haide, mă, 14 milioane, sau cât are? Aaa, pula, din 12 sare în 18, coaie! De fapt, stai, mă, trebuie să faci bani mulți rău tare de tot. Haide, mă, iau. Da, mă, da, accept. Hai, mă, să te văd. Nu, bă, ăsta, am înnebunit. Ai dat și alea și tu. Te mai țăcăni și tu. Da, bă, nu răspundem, urnea, Gabriel, coaie, sori, aia e. A, cu 12 spinuri, bravo. Și acum faci așa. O să extrag altul, mă, fraților, aia. De fapt, hai, mă, să mai stăm puțin. Că era mai devreme aici, de-aia zic. Și bardul era, dar... Păi, lămă, n-am ce să fac. Dacă nu răspunde după special asta, Gabriel, dau next. Loli, 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 lolita. Uitați-vă cât de frumoasă îmi este iubita. Eu vreau dacă nu găsești. N-am, mă, cum să vă iau așa, că nu. Nu e, că n-ar fi corect să vă iau așa. Vă mai iau dacă dați joc în timpul săptămânii, vreun joc aladit care face vreun max win sau ceva bani mulți, am zis că mai fac gesturi. Dar nu, pot, că dacă le iau pe unul, trebuie să le iau și pe celălalt și nu-i corect față de alții. În schimb, iau pe ăștia care sunt Casino King, pe Alex Nick și pe Mihai Mandache, care au membru de 200 de lei pe lună, pai. Dacă nici pe ăștia nu-i mai la păcănia, dă, sunt scamator, îți dai seama. 897. Na, e greu tare, Borgire. Ai avut și ghinion de neșans să îi împici cu ăștia la joc, da? Dacă nu răspunde lumea. Nu răspunde Gabriel, next. Alex Dinu. Mamă, nici Alex Dinu n-are cum să răspundă, imposibil. N-are cum să răspundă nici Alex Dinu, vă dați seama, nu? Le-am tăiat firul de la net. Bă, dar veniți, mă, pe kick, că sunt șanse mai mari pe kick, mă, frați. Mă rog, care vreți și țineți neapărat. Că pe kick suntem 25 de oameni. Kick-ul e ăsta, la asta mă refer. Uite, eu aplic, e o platformă de streaming gen Twitch. Așa, bă, Alex Dinu, așa, mă, frate, uite, mă, că a venit omul. Alex Dinu. Vrea Undead Fortune, e atent.
E atent la joc. Să pun cât 1800, ce drag mai contează, mă? Doar nu face asta 50-60 de milioane acum. Azi asta nu te mai ridici de la solborgire. 374 de lei, nici mai rău să notăm. Magic Piggy merge mai departe. Magic Piggy merge mai departe și dă de Alex Dinu Undead Fortune. Talent joc, bravo. Undead Fortune, Undead Fortune. Bun. Hai să vedem ce mi se pare că tot 1440 are Undead, nu? Căcat de joc. Ai dat și de ăsta, monstru, mă. Ai dat și de ăsta în plată forță. Loli, loli, Romaro, mersi de follow, frate. Loli, lolita. Uitați-vă că dă vreo bață că veste iubita. Da, mă, da, nu înțeleg ce faceți, mă. Ce vin, cum vine asta? Căcat. 1440, baftă, băi. Bun, și hai să extragem pe ultimul de pe kick, oameni buni. Ultimul de pe kick, adică al 8-lea. Până, mă, cât să mai iei. Al 8-lea este... Cannibal X. Cer scuze la subscriberi. Cer scuze la subscriber, n-a fost niciunul mâncat, ești dubios. Bă, și șansa de 10 ori mai mare, coaie. Uite aici, două morți, mami. Uite acolo, uite. E bifat. Bun, deci Cannibal e ultimul de pe kick. Baftă, fratelo. Baftă, dinule. Poate se repete istoria de la ăsta. Bă, ăsta a fost MVP-ul săptămâna asta pentru mine. Săptămâna viitoare nu pune, că acum l-am extras pe ultimul. Hai bem, 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 de culoare roșie, ruginiți-ar tablele. Când am pus cheia în contact. Cum? Când am pus cheia în contact. E mare beleaga îndată. Gata, frate, m-a luat. Mamă, dacă le închide pe toate, e mare zdreanță. Nu, le închide, le închide, fii atent, coaie. Nu! Și avea și în cur, trebuia să-și dea cel totuși ceva, ha? Hai, mă, te blochează în brorele. Te blochează, coaie. Aoleu, ce țeapă! 12, 12? Coaie, spirit... Stai, mă, că nu-i 12. E 12-12, incredibil, coaie. Bă, incredibil, era 12-3 sau cât era. Bă, ia-n... Să face 13-12, vere. Dacă bate Carrigan aici, a bătut Carrigan bărbat. Mai bați. Bă, dar ce echipă are face, mâncați. Uitați-vă, pic în donc ăla, coaie. Bă, să face 13-12, este incredibil, băi. De la 12-3. Bun, 713 lei, următoarea. Ia mă, stai să vedem și noi runda asta. Carrigan, ce Carrigan, mă? Ia bătut, mă, mâncava și pilicava asta. Frozen, 2 la 1. Îl bat ăsta de sus. De fapt, l-a bătut, mă. Incredibil, copii ăștia, mă. Pe YouTube, mă uit. La PGL, pe canalul PGL-ului. Dar eu nu mai, că se termină. Mâine joacă românașii noștri. Românul rostru, gen. Joacă IME mâine. Abia aștept să vă nabi.
să fie un meci frumos. Să... Pe YouTube mă uit. Pe YouTube. Ia match. Da bine. Tu Găraș a zis? Da mă, lasă că l-am notat aici. Bă, îmi cer iertare eu la el. Îmi cer iertare eu la el. A fost alegere bună, tu ai luat bine, Dinule, să moară Jean. Alex. A, e, păcat. Magic Piggy, n-ai, nu cred că ai ce să faci. A luat bine, om, a luat bine, dar uite că a murit sărăcia, dracu. Nici măcar una n-a făcut banii să zici cât de cât. Bă, deci Cannibal X a zis... Hex. Ce Hex, mă? Cannibale, ce joc e ăsta, frate? Ce Hex e ăsta? Ultimul de pe YouTube. Deci ultimul de pe YouTube este Moazeni Raul. Gata. Ăștia sunteți la păcăniad. Acum urmează să facem finala, semifinala și finala. Nici o problemă, bro, îți dai seama. Mai pă o linie, vărule! Mai pă o linie, vărule! Ce joc e ăsta, mă, Cannibale Hex? Îmi pare cunoscut cât de cât așa. Mai fă-mi o linie, vărule. Hai, mă, FaZe, fă 13-13 aici. Ce să facă, mă, 5-4? Tata Rain, coaie. Tata Rain, tata Carrigan. Carrigan joacă fotbal, fotbal, auzi. Joacă CS. Unii pe aici nici nu eram născuți. Da, mă, da. Nu-i vreau pe Spirit mai departe. Chiar nu-i vreau, sunt niște copii alintați toți. Dar roboți. No! Ăsta cum morții, mă, se-a avut 5-7? N-au avut bani, a? A ratat. Și-ai bătut. Bine, Robs, mai bați. 3-2. Prelungiri, mă. 3-3-4. Fii atent, fii atent, fii atent, Advent Fortune, că ai șansele tale și tu. Fii atent că ai și tu șansele tale, bro. E donc ăsta în viață, mă. Melman ăsta. Zici că e personaj din South Park. Din South Park. Bro, ok, mă. Bine, bine, l-ai bătut! Cuțit! He, he, ce frumos! L-a bătut, mă, l-a bătut. Prelungiri, coaie. Cum s-a terminat? Cum s-a terminat partea asta cu cuțit, mă. Frumos, mă. E spectaculos Counter-Strike-ul. Dă-l în pâlă, mă. Că ce urlă copii ăștia pe aici. Eu vreau pe Spirit că-i mai am... Ai, ai, era pick-am, ok. Prelungire un cabaș. Nice. Bă, bă, fii atent că-l bate cu aia. De fapt, nu cred. Nu cred că-l bate. Sau? 534. Mamă, la VAR, mă duc la VAR direct, bă. 0.29 la 0.30. Aaaa, aleu, 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 aleu. 0.29 la 0.30. Bate Magic Piggy. Incredible. Incredible, incredible, incredible. Moazeni nu zice jocul. Next, Alex Bobo. Zi jocul, Alex. Bun, aici urmează ultimul de pe kick. Cannibal X. Cannibal X cu jocul. A zis omul meu. Am uitat ce a zis. Ce joc a zis cu aia? Hex. Ce joc e ăsta? Ce joc e ăsta, frate? Hex. Ăsta, nu? Relax Gaming. Ok. E relax, parc. Da. Bine, mă, hai să te văd. Hex. E bun, mă, ăsta. Buy feature. 1500. Baftă. Încep să revin pe Deagle. Ce dacă interesant la ce zic că-i mor de ani buni? Nu contează, mă, cum e 3 mor pentru noi, mă, dar e spectaculos joc.
E spectaculos, mă, dacă îl pui pe mână la ăștia. Ce jucăm noi e bullshit. Aoleu, ce intrare, ce trasoare, ce lasere le trage Robs ăsta și cu Broghi. 2 la 1. Nu e, mă, mort, nu e mort. Cum e trece CS-ul? N-are cum să fie mort. Counter-Strike. E cel mai tare joc. Mâine pariez. 165 de lei. Te piși pe tine. Alex Bobo nu răspunde. Next. Chili. Zi joc Chili. Mâncă ceastă pe căniadă. Per total. Oricum sunt pe plus. Salutare profan. Ce faci, frate? Nu mai, că nu mai luăm. De fapt mai luăm, dacă nu răspunde Chili, mai ia unul. Trebuie să mai ia unul de pe YouTube, mă. Deși nu prea cred că mai trebuie. Păi FIFA e mai cunoscut și mai jucat de 10 ori mai mult decât CS-ul. Aaaa, ce nebunii cu mătru, bă, cum să-și bă așa ceva, ai nebunii ce ai? După ce te bazezi când zici asta? Magic Piggy. Cui care dacă neațează tricou cu semnătură de la generația de aurului 2450 de lei? Nu mă interesează. Nu răspundem, mă, nici Chili. Next. BGD 693. Bă, cum e tre? În primul rând, ne luăm după cifrele, de la ca și vizualizări. La Counter-Strike în sferturi de finală într-o joi la 12:30 se uită 103.000 de oameni doar pe YouTube. Pe Twitch, nu știu cât sunt pe Twitch, ia să ne uităm cât sunt pe Twitch. De fapt, stai așa, că ne uităm la Total Views, uite, browse și mergem pe Counter-Strike. Să uită 850.000 de oameni în momentul ăsta, în momentul de față pe Twitch. 850.000 de oameni, uite. Uite, 850.000 de oameni să uită la Counter-Strike în momentul ăsta și la FIFA să uită 35.000, dar cred că face unul șmecher rău. De fapt, nu. Da, sunt mulți. În fine, înțeleg ce vreau să zic. 9.000 are Jaxi. Mâine cred că face 20.000 Jax. Cu Navi. Bă, nu răspunde nici BGD. BGD-ul ești aici, tată! Deci, CS, 1.000 hour peak. Da, mă, nici jumate, mă, narcotic. Da, mă, nu e o comparație. 328 de lei. Următoarea la Magic Piggy. Degeaba. Păi de ce, mă, ești de aia? Păi ești subiectiv, mă, cu metre. Ești tu subiectiv. N-are, mă, cum să fie mai... Bă, când sunt campionate mondiale la... Eu zic cine joacă. Păi stai, mă, că nu... Bă, tu zici că sunt mai mulți player de Counter, de FIFA decât de Counter? Păi stai așa să ne uităm pe Steam, să vedem câți player online sunt pe Counter-Strike. Stai așa, că nu mai știu când ne uitam. Stai că vedem acum. CS2. Nu știu cum văd asta. Ia stai. Discussions, guides, support, community hub, oare? Nu mai știu cum văd treaba asta. Ah, Counter-Strike în momentul de față să joacă 1.300.000 de oameni. Aaaa, m-ai futu, bă. M-ai mâncat, bă, cu metri. Nu așa, nici așa. Bă, în momentul ăsta joacă... A, sunt orele jucă... A, ok. Păi uite, mă, Narc, uite ce azi Narcoticojo. În Counter-Strike, în 24 de ore, au fost 1.445.700 de ore și în FC24 au fost 64.000. Bă, nu răspunde nici BGD-ul, mânca v-aș pilica voastră. Silvester, hai Silvester, vii la joc sau stăm degeaba așa? Că gata, să joacă finala, acum.
Să joacă loc în finală. Cine câștigă dintre Huse Orhan și următorul? Și următorul care intră la joc, că văd că ați adormit toți. Vedem. Până un altul, hai să luăm ăsta la Magic Pig în continuare, nu? Până răspunde cineva. Hai să luăm. Nu merită gunoi FC-ul la nici 64.000, da mă, e o sărăcie. Ba da mă, Cojo, de unde a luat statistica narcotic? Vineri seara numeri serverele bine de la Weekend League. Păi da mă, cum e, trei numeri că sunt proaste, nu te gândi că sunt miliarde de oameni pe ele. Nu ne merg nouă că sunt proaste, dar în altă parte serverele merg bine. Băi, Silvestre, ești aici, tatăl meu? Hai mă, că nu mai răspunde nimeni, ne băgăm la somn. Hai. Vă luăm pe Coji. 24 de lei, bă. Hai mă, răspundeți că aveți șansă în finală. Nu răspunde, mă, nici Silvestre, coaie. Tudor Valentin. Tudor Valentin, ești aici, frățior, mă. Bă, tu vezi, mă, ce lume e în tribuna asta aici, mă, Cojo. Să vezi ce o să fie în final aici, coaie, să vezi câtă lume o să fie pe streamuri. Și câți oameni o să fie. Nu, e, măi, nu pot să compari, mare notorietate, mare Counter-Strike, cum, nebunule. Și FIFA e popular, da, da. Nu știu cum să zic. E popular FIFA, dar la regionale, la FIFA, se uită maxim 20.000 de oameni. Oh! Și că... Mamă, câte multiplayer avem? 3, 2, pam, aici 2, 1, 3, ok, bam, micuțe. Cât e aici, mă? E 200x aici? Este, nu? Zăp, 202. 202 înseamnă 14 milioane, nu răspunde Tudor Valentin. Hai mă, cum metre, băgame și... Ne-a de mâncare. 1496. 1496. Haide, zi joc. Ia mai tot un par de beri. Salutare, Sergiu. Hai mă, Coji. Zi joc să mor aici. Nu știu dacă mai aștept botul comentariu, dar pe stream charts am luat statistica. Ok, e legit. Majestic? Bine mă, hai. Nu mai răspunde nimeni, ce stau 25 de ani după ei la 1. Noaptea, am nebunit. Majestic îți iau mă, hai. Dar știi că e 1150, bai, n-ai ce să faci pe el. Și trebuie să bați 20 de milioane astea, sau cât dracu e. Băi bere la petvărule. Nu mă, nu. Beau vin. Majestic. A fost ieri, mă, acum e vineri. Da, mă, nu mai mă stau 25 de ani să răspundă cineva. Dă-o în pizda mea. Păi n-ai, mă, bai. Ai, bai de 1125. Vrei așa? Cojira. Vrei așa, Cojira? Are dreptate, mă, n-a fost azi, a fost ieri. A bătut face 16-14. A bătut face? Ești în sfață, tu înseamnă. Bravo lor. Zdrenț. James Bonanza, bine. Bravo, mă, face, să mi-l vezi în ciorbă. James Bonanza. Care câștigă aici, joacă în finală? Mamă, de n-am luat în seara asta la speciale, de mi-a venit rău. Putem să cuantificăm. Păi da, am luat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oameni am luat pe când i-a dă, mă, sunteți nebun la cap. Hai mă, Coji, ia să te văd. Ce știi să faci cu ăsta? Mă cac în face, nu meritau. Bă, n-am văzut meciul. Era... 12 ceva rău, tare de tot când am văzut scorul. Da, nu știu. Cu cine pică mâine? Cu Vitality? Nu mâine, sâmbătă, nu? Vitality? Cu Vitality joacă, nu, tata?
Mâine câștigătorii dintre Navi și ea joacă cu G2. Parcă așa se împreunează rachet. Care știți? Păi nu cred că joacă mâine cu ei. Mâine joacă... Bă, mâine avem Eternal Navi cu Fire și cu Navi cu ăștia și Mouse G2. Nu joacă mâine, joacă sâmbătă. Și ăsta e meci tare, Mouse G2. A, aici joacă câștigătoarele între ele, mă. O, ce meci o să fie, Vitality cu FaZe. Da, deci Vitality cu FaZe, nu? Și Navi că bate 100% cu G2. Tare, 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 tare de văzut. Și vezi că scote bune de tot la pariuri cu aia. Adică sunt cote bune rău, chiar și dacă joci 3 hărți. Cred că prinzi un 1.70, un 1.80. Îl mai combin cu ceva de mâine. Cu un, nu știu ce joacă mâine, Rapidul astea. Ce mă, trebuie să bați 15 milioane, Koji. A jucat prea frumos Dong. Bă, n-am văzut. O să mă uit la highlight. 2.85 cotă face, bani pe jos. 2.85 azi face? Ești sigur? Bă, nici Mouse nu-i rea, da. Nici Mouse nu-i rea, da. Nu-i văd să-i bat. Nu mai Tudor, nu mai brother. Am luat altul, îmi pare rău. Dă-i acolo sus pe meci ca să vezi exact ce și cum. Ce? Ce să văd exact? Ia vezi mă cum metri că ți-a upgrade. Ce să vă prad? Păi știu mă cum se joacă. Câștigătoarea de azi se joacă între ele și câștigătoarea de mâine joacă între ele. În semifinale. Nice try, Cumetre. Îl avem pe Huse Orhan în final, a meritat. Pe merit, pe merit. Frate, pe merit, pe merit vă zic că pe bune adevărat. Bă, stai mă, cum să pun... Băi, stai că n-am pus baiul, ești prost. Deci avem 0.46 la 0.53. Ok, pe Huse Orhan îl tragem puțin pe dreapta. Huse Orhan. Și mergem acum la... la semifinala celălalt. Laurențiu. O specială vă iau aici. Laurențiu cu Hoarder versus MMS-ul cu X-Mass Drop. Mai ești aici, MMS-ule? X-Mass Drop. Haide mă, mâncava și pilica voastră să vă văd ce dați din voi. Să văd ce știți. Ok, 1500... 1554 parcă-i bai aici. Haide! Un singur bai cu pac aici. Oricum Vitality banează Vertigo, rămâne face cu degetul nas. Bă, n-am urmărit chiar așa, da? Așa o fi. 1554. Baftă, nu mai e, mă, nici Răzvan, nu mai e, nu, nici Răzvan, auzi. Nu mai e nici Laurenti, nu mai e nici MMS-ul. Bă, nu mai, gata, dacă mă colo regulă, care nu răspunde la păcăniată și nu e prezent, îi dau bani pe internet. Păi eu fac asta pentru voi și voi plecați, mă. Eu fac asta pentru voi și voi plecați să moară Jean. Fără învoire, fără alea. Măi, așa, te pătrac. Pleacă lumea la muncă, la școală, cuiche. Sper la școală decât la muncă. La facultate. Sigur că aia joacă păcănia, de ori trebuie să are și pierde două ori. Păi de-aia te-am luat. De-aia te-am luat, mă.
Păi puteai să iei Majestic, da. Te-ai sucit, taiurea, te-ai sucit ca fata mare la măritat. $692 să pișe în cur. Warder. Ia să vedem X-Mass Drop ce știe să fac. X-Mass Drop. Avem Hexo Gaming în finală, ce crezi? Avem Hexo Gaming în finală, băi, tăticilor. Nu mai, mă, nu mai, Radule, nu mai, că m-au zăpăcit de cap. Stai. De fapt, nu mă luăm continuare, 1440. Dar lung e live-ul. Nu e lung, e mai scurt ca de obicei, doar că așa simți când cumperi în continuu, la păcăniadă cu mulți. E repetitiv. Am intrat direct în pâine, în păcăniadă, ia vezi. Și? Ce dracu avem aici? Alea sus acolo? Doamne, uitați-vă la Laurențiu că păcălește finala, mă, capa și cu aile voastre. Popi. Ta, mă, mamă. Avem finală, Urhane, ăsta, MMS-ule, GG, stătuțul oricum mai ești aici. Avem finală. Orhan. Ce joc avea omul? Am uitat să fiu al dracu de n-am uitat ce joc a avut băiețașul. A, Magic Piggy. Magic Piggy versus Hoarder. Bă, ce noroc are Laurențiu cu aia. Nu mai am, iau câte una atâta. La ăștia le-am luat câte una. Haide-mi. Finala mâncava și pilica voastră. Cădem jos la podea, vă zic. Hoarder versus Magic Piggy. Ia vezi mă finala, Dickies finala. Magic Piggy, gata, l-am luat. Dickies finala. Magazin să mai iau 300 de astea de vin. Stau și ascult manele cu căștile până dimineață. La calculator. Ei! Nici nu mai vine să mai intru pe live dacă nu termin cu Majestic. Gata, mă, ți-au una la Majestic. Șeful meu. Nu, e mă, Ștefan, e greu mă cu păcănia, dar mă, mamă, ne-a dus bani mulți rău, tare de tot. 300 de milioane ne-a dus păcănia de asta, mă, cam aș coaiele. Dar ce era să fac, mă? Ce era să fac? Să închid live-ul, să închid net-ul, nu? Am zis să luăm mai mulți, pălă, mă. Nu, mai greu coaie să cumpere atât de multe speciale și să termin pe plus. Dar oricum, eu sunt pe plus live-ul ăsta. Am început cu 450 de milioane, mă, live. Am avut 900 de milioane, am avut 980 de milioane, eu aici am. Da, ce, nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să zic. Ciudat. Mă bucur, văd partea plină, nu? Vedem partea plină, nu? Și luăm 735 ăsta, din 7 milioane nu mai ies. Bă, gata, știți când o să mai dea bani hoarder ăsta? Nu știu când... S-o zbura porcii pe aici, prin sector 2. M-am făcut de căcat la oamenii ăștia aici. Lasă, Coji, nu-i problemă, că le-ai dat și Max Win să vadă. Și sus. Aia, pula, turbo, mă, marșe morții. Tui! Băi, ia să vedem și noi ce avem la pariuri weekendul ăsta. Lil Lance, Sepsi CFR, omenie. Voluntari cu Herman Stam. Stai, mă, că vineri nu se joacă nimeni la pariuri.
Sâmbătă, avem ceva derbiuri pe aici. N-avem. În Franța nici mă interesează, în Germania. Oh, Der Klassiker, coaie! Napoli-Atalanta, meci frumos. Lazio-Juve, sâmbătă să joacă treaba asta, Fiorentina-Milan. Mamă, Jesus Chrysler, Craiova. Mamă, ce-i sâmbătă la pariuri, bă, murim toți. Murim pe bune toți. Sâmbătă la pariuri, în Spania. Nimic. Gata, mă. Der Klassiker, uite Italia, ce frumos. Uite ce meci avem la 1:30, Napoli-Atalanta. Wow, aleu, abia aștept sâmbătă. Duminică avem City cu Arsenal. Ai zis că iei câte una. Am zis că iau câte una la departajarea pentru finală, băi. Eu nu-s Bogdan Todorachi. Majoritatea zic Sibiu, mai nou. Nu Herman. Cine dracu zice Sibiu? Cine zice Sibiu? Bate Craiova. Se poate. Se poate să bată Craiova, e în formă. Real cu Bilbao, nici nu mă interesează. Duminică City Arsenal, nu? Mamă, ce meci tare și ăla. Bă, dar sâmbătă e frumos, frumos rău de tot în Italia. Mă implic la joc, mă bag la joc puternic. Eu zic și Sibiu și Hermannstaru. Mi-a dat gol Hermannstaru. Voința Sibiu. Mamă, dacă îmi dau un pumn în gură să-mi pași... Bă, dă bă și tu 200 de milioane Magic Pig. Băi, Orhane, mai ești pe live, mă? Uite, mă, astea nu-mi plac. Uite, astea nu-mi plac. Măcar de era cineva aici să zică, bine, bă, câștigat pe Căniada, bă, dă vă țin pâlă, mă. Dar voi v-ați băgat la somn și eu trag pentru voi, eh? Nu mai gata, de acum încolo care nu răspunde, iau o singură specială. Îi iau o specială, dacă e atât de tare încât să-l bată pe ăla dintr-o specială, bine, nu? Bă, gata, regulă, mă țin de ea oricine ar fi. Măcar anunți, bă, cu Ike mă învoiesc, îmi dăm scutire. 685, ca să știu cum fac, că la un moment dat contează treburile astea. Ia să vedem, Magic Pig. Păi finaliștii din seara asta nu-i niciunul pe live, sunteți nebun la cap. S-au băgat la somn, s-au băgat să dea... Că ăștia-ți băgați, mă. Bate-l, mă, dintr-o specială, Magic Piggy. Duminică ne jucăm pe milion. Boșilor. Și vedeți că săptămâna viitoare, vineri, avem live. Cum mă scriu la păcănii adăcui? Că stau eu și după ce ești pe replay la live. Păi nu mai ai cum, frate, mi-a terminat. Glumești, nu, Alexe? Mare bonus sunt live viitor cu miză de 50. Nu live viitor. Live viitor ne jucăm pe milion. 505 lei, mamă, să joacă până în ultima secundă aici, am mâncat vași, să lasă cu sânge, pe podea. Nu, vinerea viitoare avem live. Ați auzit? Facem un live. Bună. Joben. Așa, mă, tatăl meu, mă. Wilduri. Cred că l-arde. Bună. Lars. Lars! Bravo, mă, Orhane, ești în finală la păcănia, dă-mă, bosule. Ești în finală la păcănia, dă-mă, nebunule care ești. Deci, cum îl cheamă? Huse Orhan. Finală păcăniadă Magic Piggy. După lupte seculare care au durat vreo 3 ore jumate. Bă, 2-0-7-5. Avem și noi un finalist de păcăniadă într-un final, mâncavași, coaiele voastre. Bravo, bă! GG's.
Bun, hai mă, luăm la Majestic, ultima specială din seara asta. Ultima specială de pe week, de pe săptămâna asta. Bombă pe bune, vă zic. Bombă pe bune, săptămână coaie. Bă, ok, asta e. Asta e, atâta s-a putut astăzi, atâta o facem. Nu? Ce era să fac? Să închid live-ul? Ce era să fac? Să mă joc pe 2 lei, pe 4 lei? Nu, nu sângem. Oaie, cum mă bucur la câștig. Îmi asum și pierderea. Doar că eu sunt pe plus acum. În secunda asta sunt pe plus. Ultima specială din seara asta. Și ne vedem duminică, frații mei. Ne vedem duminică pe milion. De la, o să începem live-ul de la 8 duminică. Astăzi a fost o excepție. Te pup, Gheorghe Arbici. Aia că e pe, aia că e pe 50. Ce mă? Ce sunt 50? Nu, frate, nu e pe 50. Nu mă, aia pula mai au pe 50 de milioane acum. V-ați camatorit la like-uri, la alea. Nu mai, dă o morție altă dată. Nu mai, cât? 244, dracu. Dă-o-le, dracu. Dați-le mai repede dacă vreți specială pe 5.000. Noapte bună, Ștefane, te pup, frate. Weekend plăcut, tatăl meu. Weekend minunat, Gheorghe Albici. Cu respect, mulțumesc frumos de prezență, tată. Gheorghe Albici, care cred că... Nu cred că a lipsit 5 live-uri de 3 ani de zile. Oprea! Și cu ocazia asta, Majesticul nu prea să mai ridică de la sol. Mai bine, dracu, că ne-a luat ăsta, fac cu metri. Mai bine cu metri că ne-a luat ăsta. Ai zis că ei, ce mă că iau? La 250 de like-uri, mă, fratele meu. Dacă nu suntem 250 de like-uri, până când se închide live-ul nu mai iau. La revedere, pe ce fac? Stau după voi să dați 250 de like-uri, ți-au specială pe 50 de milioane, m-am țăcănit la cap, m-am drogat. Dacă vreți like-uri pe 50 de milioane, dați, dacă vreți specială, dați like-uri repede. Ca să, ce dracu, mă duc, mă culc și când sunt 250 de like-uri, mă întorc, că? Nu mă, nu merge așa, tată. Ați văzut că le iau, când se fac like-urile le iau, așa ce fac, stau, mă rog de voi, pentru 5 like-uri sunt, m-am scamatorit, am ajuns sclavul internetului. Noapte bună, în weekend agreabil, Răzvane, te pup, fratele meu, cu respect și tu la fel, nelipsit de 3 ani de zile de pe aici. Vă pup, fraților mei, te pup, Tudor, noapte bună! Am retras like-ul, bă, care ți-ai retras like-ul de pe live, știți. Ce mă, câte like-uri suntem? Stai că văd acum câte like-uri suntem, ia. Câte like-uri suntem? Vă slătăriți? Stai așa, mă, că am dat refresh la like. Mamă, coaie, ce pula mea să mișcă așa, mă? Doamne, ce hal să mișcă din cabaș. Hai mă, bine, hai să o luăm. Bine mă, hai să dăm arată, să ne luăm o specială. Uite, de cât nu a fost în seara asta, bă, panorama ce sunteți. Hai, hai mă, Colum. Bun, hai, ultima specială din seara asta pe 50 de milioane. Accept. Hai să o luăm. Dar asta e o excepție. Asta este o excepție. Să da domnul de ambiție să-ți dea 30.000. Aș merita, m-am întors din drum. Am ieșit din taxi ca să iau special. Godisere, ce faci? N-am luat niciodată specială pe 50 de milioane la jocul ăsta. Dar n-are mă, că mi-a dat bani mulți ăsta. Hai să vedem. Să fie mare, doamne. Nu știu ce să zic, Am fost de afară. Foarte tare, foarte mișto afară, Godisere. Pe aș fi stat afară încă. O, Doamne. 25x pe 50 de lei. 5 spinuri. Pisici. Bă, 5 spinuri cu 25x pe 50 de lei e tot ce-ți dorești de la un aparat. Nimic.
Pop. Q. Face bani înapoi. Q. A făcut bani înapoi și profit 100 de bețe. Bravo, băi. Uleu, ce a fost aici, mâncația și pilica ta. Au, ce a fost aici cu wild ăsta. Pisici. Bună, vrei să te mint? Bă, bună. Bună rău. Bravo, băi. Bravo, ne-am întors din drum să o luăm în cap, aș pilica voastră. Bravo, mă, nebunilor. Da, mă, da, accept. Ce? Bravo. Talent pe bune. 50 de bețe, profit, ești nebun. Gata, chiar a fost ultima specială din săptămâna asta. Bineînțeles, pe 50 de milioane mâncați aici pilica ta, cum dracu putea altfel. V-am pupat, băi, mulțumesc din suflet, cu respect, frații mei. Cu respect, vă pup și mulțumesc pentru faptul că sunteți aici cu fratele vostru, indiferent de oră. Că încep la 9:30, că termin la 1, că alea sunteți aici cu fratele. Mulțumesc din suflet. Vă urez weekend frumos și ne auzim duminică. Pe un nou stream, duminică de la 8, maxim 8:30, 8:15, 8:30, așa maxim, da? V-am pupat pe toți, bă, weekend profitabil la pariuri și numai bine. Ceau! Mamă, ce special am fost! Băi! Maxine! Mamă! Bravo, băi! Je m'en fous. Not entertained!